atunci el intră în armonie. Că nu-i dăm voie să intre în armonie. Deci intervin peste el, el îți vine ca să-ți distrugă orgolul și el, tu trebuie neapărat să nu meargă lucrurile bine, casa să se dărâme, să nu câștigi bani, să te fure, trebuie să faci, să se întâmplă chestii și zicem că nu e bine. Păi, că ăla scade orgolul și te salvează în viitor. Salvează copiii în viitor. O pierde financiară acum sau o boală acum, salvează copiii în viitor. Și nu știm asta. Da? Deci tot ceea ce se întâmplă perfect, noi nu putem să socotim pe Dumnezeu să-L cântărim și nu, e fără rost totul. Noi nu știm decât să ne opunem Lui, să-L dereglăm, asta știm să facem. Și când te duci în... Deci eu ăsta funcționează până în clipa în care el se pierde. Duci organismul în starea în care organismul se repară singur, deci îl duci în puțin, acolo începe activarea mecanismului de reparare și întinerie. Păi nu e bine. Noi nu avem nevoie de medicamente, nu avem nevoie de operații, nu avem nevoie de nimic decât să-l ducem în puțin. Când intri în puțin, el pornește automat mecanismul de reparare. Și asta ne este ascuns. Pentru dacă el, stăpânea lumii, ne dau 90% carbohidrați, n-ai de unde. Carbohidrații ce înseamnă? Înseamnă plăcere pe primul plan, înseamnă dopamină. Deci îți dă dopamină, dar dopamina durează atâta timp cât mănânci cornul, covrigul sau ce mănânci tu, prăjitura. Când s-a terminat prăjitura, s-a terminat dopamina. Este plăcere pe primul plan. Serotonina pornește când nu mănânci dopamină. Când refuzi carbohidrații și fericirile acestei lumi, se ridică serotonina, care este un hormon al fericirii care durează. Deci tu ce alegi? Plăcerea care se termină repede sau alegi serotonina care durează și nu se termină niciodată? Și ea nu pune. De ce înseamnă serotonina? Armonie. Deci când duci organismul în armonie, scazi insulina, procese de reparare pornesc, atunci ești în echilibru. Și asta înseamnă serotonina. Înseamnă fericire. De ce face Dumnezeu chestia asta? Ca să înțelegi că tu întotdeauna să cauți serotonina și niciodată să nu cauți dopamina. De niciodată. Deci să nu cauți o fericire de moment care ți-o dă o prăjitură, ci să cauți acea fericire care durează și nu se termină niciodată. Și aia înseamnă puțin. E total împotriva conceptelor noastre. De-aia școala iubirii pare dificilă. Oamenii se supără când citesc cărțile acestea. Dar, de fapt, sunt taine aici. Deci am fost la bătrâna aceea din Bucegi. Mi-a băgat cartea aia, o carte probabil esențială a lor. Mi-a băgat un cap. Eu când am venit de acolo, vedeam lucrurile pe dos. Exact cum scriu acum, așa vedeam atunci. Când am venit de pe planeta extraterestră, tot pe dos. Am fost un gică contra întotdeauna. De la armată eu fugeam în fiecare săptămână. Eram singur care fugeam. Totul am făcut pe dos. Și așa am înțeles că ca să poți să ieși din tiparele acestei matrix, trebuie să iei inversul, că inversul este adevărul. Exact ceea ce nu-ți convine ție, ăla e adevărul. Și nu-ți place. Și tot timpul trebuie să stai într-o stare aceasta de dezinteres față de a câștiga, de a avea aduna. Că ăia sus care sunt în adul 2 aveau un numitor comun. Se ocupa să rugă adunatul. Și adunatul, îți dai seama? Deci mă gândeam, măi, dacă în adul 2 i-a dus pe aia care au adunat pe pământ și s-au preocupat numai. Păi îți dai seama ce periculos este. Eu când am plecat de acolo, am zis, nu mai pot să stau, că aia țipau. Și e un țipă care se extinde la infinit. Deci e țipă, de când m-am născut eu, e tot țipă acolo. Deci e o groază acolo, pentru că nu știu dacă vreodată vor mai fi trimiși pe pământ și nu cred că vor fi duși pe pământ. Și stau și înghesuiți și sunt așa de mulți că eu n-am văzut. E un infinit în stânga, dreapta, și jos e un infinit. Deci stau înghesuite. Eu înțeleg, ești aici anume de dincolo, ai spațiu infinit, lasă-i domnule mai respirați. Nu, ăia stau lipiți, sunt lipiți. Îți dai seama, e o masă din aia lipită de globul cenușii care plâng, care suferă. Păi e cumplit. Și am zis, păi nu mă interesează banii, decât să ajungă ăștia, nu mă interesează banii. De-aia, când am venit pe culoarul de coborâre pe pământ, am zis, dă-mi, Doamne, greutăți cât de mari poți. Deci, fiind la prag, puteam să zic, să fiu omul cel mai bogat din lume. Știi? Și n-am zis asta, am zis greutăți, adică să fii ultimul om. Pentru că numai greutățile te înalță. Greutatea te încărcă cu energie subtilă. Deci, ce te interesează? Vii pe pământ ca să te uci, să ajungi cât mai apropiat de el. Că lumea de Nicol este o meritologie și cu cât ești mai apropiat de împărat, cu atât ai mai multe grade de libertate. Și ce înseamnă? Lipsă de presiuni. Nu ai condiționări, dar fii atent, condiționările de pe pământ sunt iadul dincolo. Adică cu condiționările de pe pământ pe care le-ai administrat oamenilor, vei fi condiționat dincolo, în iadul întâi al lui Iecea. Aici este foarte complicat. Păi mă uit la un om și dacă văd că el reacționează și răspunde continuu,
ăla ar trebui să știe că deja este în ea și l-a construit de aici. Deci noi trebuie să ne ferim de chestia, să învățăm să lăsăm în pace oamenii, viața așa cum este, să fim de lăsători. De-aia am zis că o hipercivilizație este acea civilizație care are băltoace, are căruță cu cai, are mizerie în curte. Cum l-am văzut pe ăla, a ieșit din casă și a luat cizmele și era noroi. Deci nu, intrase cizmele până sus intră. Deci el flășcăia noroiul acela și a zis, măi, omul ăsta n-apoi pe piață întreagă. Să-și curețe noroiul ăla acolo, să pună și el niște pietre. Stă în noroiul ăla tot timpul. Și am zis, măi, ăsta este evoluat spiritual. Pentru că nu pui materia pe primul plan, deci pune sufletul. Păi nu-l interesează materia. Cu cât o civilizație nu e interesată de materie, cu atât este mai evoluată. Aia e hipercivilizație. Contrar spuselor domnului profesor Dan Farkas, care a scris o carte, Hipercivilizații, care scoate în evidență tehnică, știință și mai departe. Aiura, acele ființe extraterestre pe care le-am văzut erau comune. Comune de comune, simple de tot și dezvoltase calitățile, capacitățile interioare, nu tehnică, nu știință. Noi avem, le împrumutăm, vedem, ei se unesc, fac niște grupuri și ele se deplasează cu viteză foarte mare. Și noi zice că sunt 20 de neuri. Nu sunt 20 de neuri. Le împrumutăm o imagine pe care noi o avem. Avem o imagine tehnică, știi? Cu metal, cu motoare, cu nu știu ce și le împrumutăm lor, dar ei nu sunt așa. Ei sunt ființe eterice. Și aici se pot recompune. Așa am pățit eu. Deci eram un copil la liceu, am lăsat un corp, l-am lăsat într-o lebuș și acolo m-am recupus și avem două corpuri. Eu, viața mea avea 15 minute. Adică acolo pe planeta aia am trăit doar 15 minute. N-aveam istorie personală, nu știam cine sunt, ce am făcut, abar n-aveam. Dar am constatat că aveam un costum de școală, nu știam ce cu ăla. Deci, ei am văzut o blândețe extraordinară. Am văzut să văd pe o tipă care era în partea stângă și m-a lăsat să văd pe aia. O femeie de-a lor. A pornit din interiorul ei un hurit puternic, o presiune care m-a fixat cu capul spre pământ, vedeam pământul. Deci eu am vrut să mă uit, să-mi întorc capul și nu m-a lăsat să... Aceeași hurit l-am întâlnit de mai multe ori. Când am văzut asupra Severinului aparatul ăla plat, așa, a pornit același hurit care este un fel de presiune, dar e presiune mentală. Ce zic ăștia că cu arme, că ființele extraterestre, că vin cu aparate și te omoară și... Sunt minciuni toate. Păi n-au nevoie că te blochează mental. Milioane de oameni dau o comandă mentală și ia supus. Noi suntem supuși lor, ei sunt tutorele noștri. Deci nu putem să facem nimic împotriva lor. Asta este arma lor, calitatea interioară. Apropierea de divin este cea mai puternică armă. De-aia nu ne lasă ăștia să ajungem la divin. Deci mai sus. Toată lumea se duce mai sus. Unde este credință? Că nu există niciun de credință. Un preot zice, vorbește despre Iisus, dar construiește case. Nu? Și cumpără mașini mai multe? Unde? Deci nu te duci în jos. De ce vorbești despre Iisus? Deci cine te-a pus pe tine să cauți să faci o casă mai mare? Principiul lui Iisus este ceva mai sus decât altceva înlocuitorul lui Dumnezeu. Că dacă nu pui ceva mai sus, nu te interesează să construiești case. Că n-ai ce, pentru ce să construiești case? Te duci în jos, unde e divin. De ce? Pentru că obții echilibru maxim. Când te duci în jos, obții echilibru maxim și nu ai nevoie de mai mult bine pentru tine. Aia este. Deci, sunt sigur că este foarte greu să acceptăm viața așa cum este. Să acceptăm pe Maria așa cum este. Că nu e nimic. Și dacă cazi în apă, înseamnă că trebuia cintea pus să zici ceva rău despre cineva. Că n-ai cum. Că noi criticăm pe cineva, criticăm pe Dumnezeu și zice că nu e bine ce face. Păi cum să nu fie bine ce face? Dacă el este hoț, dă-i Dumnezeu voie să fie el și hoț Dumnezeu, nu? El e hoț, el e criminal, e trădător, e mincinos, e nesimțit, e nespălat. Am văzut soarele de iubire prin omul ăla din fața mea. Deci era un om al străzii, care mirosea urât. Da? Și a pornit lumina aia din pieptul, dintr-un om. A pornit o lumină care a acoperit totul. N-am mai văzut blocurile, n-am mai auzit măcar strada. Deci eram în lumina aceea, gata, m-a terminat. Deci nu am mai făcut niciun pas pentru că puteam să intru pe stradă. N-am știut. Și am așteptat să vină, să tracă de mine. Și s-a dus lumina după aceea. Deci într-un om pe care ai putea să-l desconsider, pentru că miroase urât, că este împuțit, că doarme pe sub poduri. L-am mai văzut. Dormea sub un balcon. Vis-a-vis de blocul meu, era un bloc care avea balcoane deasupra solului. Și el acolo, sub balconul ăla, s-a sculat de acolo,
s-a scuturat de praf, ai putea să desconsideri. Avea o blândețe incredibilă, știi, n-am văzut așa ceva. Și o bunătate în el, și superior. Superior tuturor profesorilor ăștia academicieni, ăștora care se grozăvesc pe YouTube. Nimic, omul simplu ăla e divin. Deci, dacă ca să poți să zici acolo, te se duce jos, cât mai jos, și atunci îl vei vedea peste tot. Poți să uiți. Și gata, deodată pierzi calitățile astea, știi? Oricând ți le ia. Deci trebuie un efort continuu de înfrângere de sine. În clipa în care începi să adaugi bine la tine, îți pune vol pe față. Și apar necazurile astea. Vrei să n-ai necazuri în viață? Nu pune nimic mai sus, du-te în jos. Dacă te duci în sus, vei suferi veșnic. Și pericolul e ăla cu iadul întâi. Știi de aici, din lumea asta, dar cu cât se pune preț mai mare pe materie, cu atât vei fi mai jos în lumea de dincolo. Lumea de dincolo e o meritologie, trebuie să o meriți. Ca să poți să fii apropiat de împărat, trebuie să meriți. Aia care sunt la prag, că părintele m-a întrebat, dar de ce sunt 30 de globuri acolo la prag? Păi de aia că e foarte greu să accept să fii umilit, călcat pe picioare și scuipat de oameni și bătut. E foarte greu să accept umilința. Omul luptă pentru dreptatea și adevărul lui și el de fapt se duce, își construiește iadul. Iadul nu ar exista. Înțelegi? Eu l-am văzut, este pe partea stângă, sunt niște etaje. Etajele sunt așa cum este, cu cercul, sunt niște, cum ar fi universul. Universul pe diferite zone de vibrație. Cu cât omul aici s-a dus mai sus, cu atât va merge mai jos dincolo. Și este foarte periculos. Dar nimeni nu ne spune lucrul acesta. Da. Altă întrebare. Păi, hai să vedem ce altcineva. Ce altcineva ce mai are întrebări. Cei care au găsit. Da, până la... Cum face programul, Marius? La ora 6 în mai. Bună, Florin, bine ai venit! Bine v-am găsit pe toți, mă bucur că sunteți toți aici. Fiecare avem parte de experiențele proprii și este bine ca să le împărtășim unii altora. Și ce vreau să vă spun un lucru. Eu acum, două luni și jumătate, am conștientizat ceva și după un binar care l-am ascultat și la anul ăsta, vis-a-vis de lăsarea de sine. Și vă spun că aici este, atunci am făcut și un scurt postare pe grup. Toată esența ceea ce Dumnezeu a vrut să ne transmită prin Marius se află în această lăsare de sine. Adică pierderea eului propriu. Și eu ce am conștientizat este faptul că dacă nu-i creăm gol lui Dumnezeu, Dumnezeu n-are unde să vină. Așa că dacă mintea noastră, care este cea care ne tot bubâzie la cap în fiecare secundă, ne ocupă tot timpul, să zic așa, e cazul să o liniștim, să o punem deoparte. Acum, eu cu Marian tot am avut niște discuții pe partea cu mâncatul alcalin și vreau să merg un pic înainte acestui lucru. Eu am început să, după 3 ani de zile de mers la sală, de mers pe bandă și ne reușim să dau jos mai mult de 2 kg, ajungând la niște kilograme destul de consistente, am ajuns la 167 de kilograme. Am reușit după un timp, în 2015, să dau circa 35 de kilograme jos. Cum? Printr-o metodă a unei nutriționiste din Oradea, cu care ne-am împrietenit, ne-am prietenit de prieteni de familie, adică de familie, suntem prieteni, da. Și ea spunea, zice, trebuie să faci ceva de genul ca în focul... focul arderilor interne să se ardă și depozitele. Asta știam atunci. Adică, aprinzi un foc, dar nu pui umpli soba cu lemne, ci pui tot câte un lemn, din două în două ore, tot pui un lemn, ca să ardă, să ardă și depozitele, da? Și am mers pe ceea ce am fost încredințat de ea. Și chiar am mers 35 de kilograme, dat atunci, fără niciun chimic, nicio chimicală, absolut nimic.
Dar ce făceam? Mâncam de 7 ori pe zi, 250 de grame, adică cât intră în căușul a două palme și a mers, da. A zis, băi, trebuie să faci mișcare, vezi, uite, ăsta, făceam mișcare în ce sens? Umblam, mergeam pe bandă, cam o jumătate de oră în fiecare zi dimineața și a funcționat. Și nu știu cum a venit la un moment dat, că m-am oprit două luni de zile. Nu în sensul că am revenit la nu știu ce fel de mâncat, dar n-am mai făcut acest mâncat din două ore. Și după două luni de zile am zis, Maria, știi, vreau să încep din nou. Și uite, am conștientizat atunci că m-a ajutat acel regim. Orice am făcut, vă spun, timp de 3 luni de zile, exact același regim, exact mâncat din două ore, exact mișcarea care o făceam înainte, nici măcar un jumătate de kilogram n-am mai mers jos. S-a pus întrebarea, unde am greșit, ce am făcut? Deci aici a fost, vreau să vă zic, motorul meu care m-a făcut să încep să caut, să cunosc, să aflu de ce, cum, ce înseamnă felul de alimentație, ce înseamnă mâncare, carbohidrați sau proteine, ce pot să vă spun altă, ce știu dintr-un loc, nu știu dacă e adevărat, că proteinele distrug creierul. Iar o chestie. Da, carbohidrații fac ceea ce fac și ne dau zare. Așa cu carbohidrații am revenit aproape la kilogramele, nu chiar la kilogramele acelea, cu 10 kg mai puțin, dar în 5 ani de zile am revenit înapoi. Ce am conștientizat acum 2 luni și jumătate. Că zic, dacă nu am, și vă spun de ce, pentru că în 2022, din anumite considerente, am zis, domnule, ar trebui locul, casa în care locuiesc, să era murdărită, în sfârșit, să zugrăvesc interiorul. Și atunci reușisem să, înainte de treaba aceasta, mâncam o dată pe zi și mă simțeam extraordinar de bine. Aveam o energie fabulosă. Nu am dat kilograme atunci, dar nici n-am urmărit chestia asta, nici acum. Și am observat că numai zugrăvind casa, adică aducând pe cineva să zugrăvesc casa, s-a blocat totul. N-am mai putut să fac să mă urmă numai de 3 ori pe zi. Orice făceam, nu puteam. Ba se întâmplau, erau tot felul de evenimente care îți aduceam în față chestia asta. Și am conștientizat faptul că trebuie să fac să ajung să mănânc o dată pe zi din nou, cumva. Dar două ori pe zi. Bine, există o metodă care se numește metabolic balance, că să mănânci anumite alimente. Și când am văzut ce scrie acolo, am zis, mă, nu știu. Nu știu unde e baza științifică la tot ceea ce vorbesc ei, dar noi suntem nemți și atunci trebuie să ne crezi. Și am conștientizat că nu acolo este tot. Și după ce am urmărit binarele cu domnul Marius privitor la lăsarea de sine, am conștientizat că aici există cheia. Și vreau să vă zic că doar lăsându-L pe Dumnezeu să facă El ce știe ce trebuie să facă, și creând gol în viața ta, în momentul ăla, El vine și umple locul acela și face ceea ce trebuie. Acum ce să vă spun eu? M-am apucat și am zis, era soția în concediu, dar eram și normal, mânca dimineața, am mâncat și eu de două ori pe zi, dar nu mergeam, nu asta. Și am zis, când pleacă la serviciu, în momentul ăla am să fac ceva și nu mai mănânc dimineața. Și ce am făcut? Am plecat la 8, am plecat din casă. Ea a plecat la 8 fără 10, eu la ora 8 am plecat și eu. Și ce? Da, e drept. Mi-a mai fost un pic foame asta. Și mi-am dus cu mine un borcanel de circa 50 de grame, poate nici 50 de grame de ulei de cocos cu mine. Vă spun ce am făcut eu. Și luam un vârf de cuțit, că nu mai puteam, luam un vârf de cuțit și îmi umezeam un pic degetul și luam un pic de sare, să nu fie îngreață de la uleiul ăla. Și trecea foamea. Și așa am reușit să mă las, efectiv, să nu mai mănânc. Și am ajuns la treaba următoare, că am reușit să mănânc o dată pe zi. Când? O dată la 12, între 12 și 1, după aia eram, așa erau evenimentele, am mâncat între 3 și 4, după aia, niciodată n-am depășit ora 5.
Și după aia am conștientizat că nici nu are atâta importanță la care oră mănânci, ci important este să mănânci o dată pe zi. Adică, de fapt, ce? Să faci loc lui, adică să tai două mese din masa, în alea trei mese, și o singură masă să te mulțumești. Și am făcut treaba aceasta și vă spun un lucru, n-am mai fost focusat. Pe mine mă scoate, să zic așa, mă agită toate chestiile astea. Să pui atâta, să faci aia, să pui gramajul ăla, să nu mănânci zahăr, să nu bei ulei, să nu faci aia, să nu mănânci nu știu ce, să nu faci nu știu ce. Dar niciodată n-au funcționat dietele acestea. Nimica nu vă. Că dietă nu știu de care, că dietă de nu știu de care. Vă spun un lucru. A, nu aici este. Secretul, eu am conștientizat că secretul este doar în lăsarea de sine. Adică să lași pe Dumnezeu să o faci și să-L încredințezi, să-ți spui. Doamne, Tu ești cel care faci, eu sunt doar cel care execut. Și vă spun sincer că, am nu știu mai exact, mai e o chestie interesantă. M-am lăsat de țigara cu 33-34 de ani. Deci în momentul în care uiți data în care ăsta, în momentul nu te mai reapuci. La fel e și cu mâncatul. Și în momentul în care uiți, în momentul ăla, sigur nu te mai reapuci. Până atunci, atât un grea. Am două săptămâni, am făcut 3 ani și 2 luni. Acum, până... Asta și cu fumatul. Am observat exact și chestia asta. Că a fost, m-am lăsat o dată de fumat și m-am reapucat după vreo 3 luni. Dar acum e clar, nu știu, am 30 și nu știu câți ani de când mă fumez. Acum, are vreo importanță? Se pare că singura importanță ce există e să lăsăm pe Dumnezeu ca El să facă tot ce are de făcut. Și să o facem în mod conștient. Adică să lăsăm. Și acum vă zic, au fost evenimente de... eu fac parte dintr-o generație, m-am născut în 1964 și toți din generația mea fac acum 60 de ani. Și bala, toți zic, haide măi că facem asta. Și normal că se duc la ei, ce să fac. Dar pe cât posibil am căutat să nu. Deci eu am mâncat la ora cu tare, n-am zis nu. Dar am căutat să nu mă prea avânt la orice. Și să știți că n-am văzut nicio diferență. Se pare că Dumnezeu, adică nu se pare că cu siguranță Dumnezeu știe. Zice, da, bine, ok. Dar a doua zi nu, niet, cum zice română. Deci a doua zi la ora 12, da, odată, la 12, la 1, la 3, n-are importanță. Ai mâncat o dată și ai pus punct. Și în momentul când ai pus punct, ai pus punct în mintea ta și mintea ta știe că nu mai are ce comenta și nu mai știe care ce cere din nou. Și în momentul acela, Dumnezeu te ajută. Cu siguranță. Și cred că asta în orice boală. Și acum, haideți să vă spun ceva. Avem un prieten care vine și ne mai face reflexoterapie în gândul meu. Poate că ați auzit de reflexul. Dar de ce lucrăm cu, adică de ce colaborăm cu el? Pentru că are o capacitate. Nu, poate știți că toți avem aceste capacități, dar el zice că el vede cu ochii. Și el aude simte în reflexul. Cum? Aude cu ochii, scuze. Nu vede cu ochii. Aude cu ochii. Și vede, dar și aude. Și aude. Și simte pe organe dacă există anumite lucruri care sunt premergătoare bolii. Deci, pe organ, boala nu se instalează imediat în corp. Și ce să vă zic, săptămâna trecută când a fost pe la noi, mi-a zis, zice, mă, nu știu de ce, acum de câți ani umblu și asta cu voi, prima dată când pot să spun că la nimic, n-am mai simțit nimic ca la tine. Înainte tot am avut colonul cu ceva, cu ăsta, nimic. Absolut nimic. Eu am rasul că e bine, nu am cerut treaba asta, dar n-am trebuit totuși, nu? Absolut nimic. Acum, eu am făcut treaba aceasta odată pe săptămână. Soția și-a propus în aceeași perioadă, ea mănâncă la 11 și la 5. Dar e strictă pe orele astea. Bine, ea e capricorn, ea e încăpățânată și e așa. Eu, având o muncă din asta, mă duc, vin, fac, drag, nu, am zis, am lăsat-o mai ăsta. Dar e chestia, și ea a creat într-un fel gol în asta. Ea a zis așa, pum. Și ea a dat 10 kg jos. Ne făcând nimic, ne mâncând nimic altceva. Tot ce a... Nu, a renunțat complet la zahăr. A, și a renunțat complet la zahăr. Hai, cum n-a făcut nimic. Ba, a făcut. Bine, dar nu a renunțat la pâine, n-a renunțat la... Să zicem, un concurs asta. Și ea nu mănâncă între orele astea. Și e o chestie. Am ajuns la o concluzie. Mâncare, compulsivitate. Mintea îți spune să mănânci. O, ce bune gogoșa asta.
ce bună e aluna asta. Acum am aluna, acum am una mică. Eu sincer să fiu, pe mine nu mă mai tentează nimica, nu, nu trebuie nimic. Dacă mănânc și devin mai agresiv, așa? Nu mănânc, că nu-mi trebuie. Nu, da. E ca și cum ați băgat eu la mine ceva străin mie. Nu-mi trebuie, dacă nu, dacă, eu știu, la orele alea mănânc. Și culmea e că atunci mi se face ceva foame. Dar am ajuns la o chestie, că i-am spus la Marian într-un binar și povesteam cu el și ziceam, eu vreau să ajung la chestia următoare. Eu de undeva știu următorul lucru. Că o singură bucătură nouă nu este de ajuns. Ca să ne resetăm întregul corp. În sfârșit, nici nu are importanță de unde. Și vă spun că așa e. Și faceți un experiment fiecare, dacă vreți. Eu nu zic că știu. Eu zic, faceți un experiment. Luați o bucătură și chiar în momentul când luați o bucătură, aia sună cineva la ușă și vine și te ține 20 de minute povești. Nu-ți mai trebuie de mâncare. Și pot să merg ziua aia, ca să zic, am trecut, am mâncat deja, gata, nu mai am ce mai mâncat astăzi. Că am mâncat, nu? Am mâncat, am mâncat. Și cred că așa este, pentru că eu am simțit pe ăsta. Și numai compulsivitatea minții, adică, măi, totuși, n-ai mâncat azi, ai lăsat mâncarea acolo, hai să termin să mănânci. Asta te duc. Eu vă spun asta experiența mea. Că acum ce bine, ce rău, dar... Nu este bine, nu este rău, da, ce da, dar mâncarea te face agresiv? M-am urmărit treaba asta. Ca mâncarea să mă facă agresiv. Sau dulciurile, te pot face mai agresiv? Nu știu, nu-ți pretind cu dulciurile. Adică, cum să zic, da, e drept, o multă perioadă de vreme aveam o ciocolată neagră în casă și când aveam poftă, luam o bucată. Dar nu, niciodată nu m-am pus în fața unei ciocolate să o mănânc o ciocolată întreagă. Da, mine n-a existat niciodată chestia asta. Da, mi-a trebuit, am luat o bucățică, dar de atunci am zis, nu, bine, eu am mai făcut și un, pe fond de ăsta, nu știu, un diabet de tip 2, așa vreau Dumnezeu să fac. Ca, ce să vă spun acum, ultima dată mi-am făcut analiză, avem hemoglobina glicozilată sub normal, sub pragul maxim. De 6,5 spun medicii că îi, și eu aveam 5,8. Și am avut 7,3 cumva. Deci diabetul se vindecă nemâncând. Diabetul se vindecă lăsându-L pe Dumnezeu să-și facă treaba. Nu mintea noastră. De fapt, ce? Nu facem altceva decât ne aliniem cu El. Nu cred că nu este nimic altceva în tot. Îl lăsăm pe El să-și facă treaba. Ce suntem noi să-i spunem noi? Păi, și eu cred că totul este acceptarea Lui, 100%. În momentul când îl accepti 100% pe el și lași pe el să se desfășoare, nu mai este loc de nimic altceva. Cred că opoziția noastră la gândurile lui, la voia lui, este boala noastră. Boala noastră nu sunt gândurile noastre? Nu, gândurile nu sunt ale noastre. Gândurile nu sunt ale noastre. Sunt ale noastre? Nu, gândurile nu sunt ale noastre. Gândurile sunt ale noastre. Păi nimic nu e al nostru. Păi Ilie Cioară, ce spune Ilie Cioară? Că și-a propus la un moment dat să și urmărea de unde vine gândul și unde pleacă, da? De acord, dar prin autosugestia gândurilor care nu sunt ale tale, te îmbolnăvești. Când începi să zici, mi-e frică, automat începe tot un corp să... Unde ești acum? Că nu te văd. Spunea că s-a dus soțul... Ai zis că s-a dus soțul la spital și a venit la spital cu 17 boli. Cu 17 boli. A, cu 17 boli. Deci a mers sănătos la spital și a venit cu 17 boli. Nu era sănătos. Ai sănătos, 100% nu este niciunul sănătos. Și avea vreo 2 și l-a scos cu 17. 7 secundare și 10 primordiale. Și o chestie foarte interesantă. Când am ținut acel meniu, când a dat 35 de kilograme jos, era Maria care venea nutriționistă, venea în satul mare și ținea sesiunea acestea cu diverse persoane și majoritatea cu diabet. Și el, chestia asta a reușit să le scade la mult diabetul, dar toți au revenit. Dar într-o duminică, înainte de a pleca acasă, stăteam la masă și zice, măi, mâine am o zi foarte grea. Dar zic, dar de ce ai un problem greu? Că zice, știi, mâine am la terapie 2 canceroși, 2 bolnavi de cancer. Și
nu știu ce mi-a venit, i-am pus o întrebare, zic, iartă-mă, dar zic, care e diferența între un bolnav de cancer care moare și unul care trăiește? Care e diferența între ei doi? Asta s-a gândit un minut și a zis, știi ce, Florin? Zice, un singur lucru este ăla care trăiește, știi, e, crede că va trăi și ăla crede că va muri. Deci tot în viață este ceea ce crezi. Dar cine ne face să ceartă, să credem? Asta, despre asta vorbesc. Cine ne face să credem? Că eu acum, am sincer să fiu, am urmărit tot ăsta. Până la urmă, Dumnezeu se pare că nu este în... Este în pendulare. Continuă. În mișcare. Nu? Nu este în mișcare. Dumnezeu e în mișcare. Dar El se află continuu în neutru. De fapt, mișcarea este tot neutru. Căldura sau frigul este deci, temperatură mare sau temperatură mică este măsura aceleași lucru. Să pui odată minus 15 grade sau pui plus 30 de grade, e de fapt același lucru. E tot Dumnezeu. Nu-i măsură același lucru. Căldura măsură același lucru. Și la un moment dat, noi pendulăm. Dar de fapt, de ce pendulăm? Probabil că Dumnezeu ne pune să pendulăm și nu avem decât să pendulăm. Nu, diferența de potențial între două puncte naște mișcare. Naște mișcare. Sau curentul electric. Deci diferența de potențial. Deci noi balansăm continuu, ca un, cum este oscilatorul la ceas. Cum e pendulul. Pendulul? Sau ceasurile au un oscilator acolo care se mișcă tot timpul. Plus minus, plus minus, plus minus. Asta înseamnă viața, această pulsare. Păi probabil că noi nu vrem viața, adică vrem să fim doar într-un punct. Păi atacăm viața când suntem polarizați. Și atunci Dumnezeu trebuie să distrugă, că noi distrugem viața dacă suntem polarizați. Este o chestie care naște o întrebare și am auzit acum recent o frază care e foarte interesantă. Face, dă, nu căuta să dai viață anilor tăi, nu căuta să dai ani viață, deci nu căuta să dai ani vieții tale, ci dă viață anilor tăi. Deci înseamnă că noi poate trebuie să fim focusați pe a fi una cu El. Adică El ce face, să facem și noi. Să ne pierdem eu, că fără eu nu există nici boli, nici suferință, nici nimic. Deci, nu să te duci după mai mult, ci să te duci mai puțin, că mai puțin îți pierde eu. Fără eu, trăiește numai Dumnezeu, în spațiul ori vine El. Și atunci viața îți face frumoasă. Că n-are ce să distrugă, n-ai idol. În momentul în care te duci pe mai mult, îți faci idol și trebuie să ți distrugă și îți faci o viață neplăcută. Și dureroasă. Și vin boli. Bolile sunt un mecanism care te dobără jos. Te duce jos în divin, că El vine ca sclav. Până nu vom fi și noi sclavii tuturor, noi nu ne unim cu Dumnezeu. Cam vreau să vă mai relatez o experiență asta. Deci mama mea a trăit 89 de ani. Sora mamei mele a trăit 90 de ani. Și mama mi-a dat posibilitatea, deci, de a participa la două evenimente care zic eu importante. Nu știu dacă o să aveți ocazia să participați așa. Mama m-a dus la... Când am împlinit 60 de ani de la terminarea facultății, la celebrarea la 60 de ani de la terminarea facultății, vă doresc să ajungeți, să puteți să vă ducă cineva la celebrarea, sau să ajungeți la celebrarea la 60 de ani de la terminarea unei școli, odată. Și, să vă spun, acolo erau peste 20 de colegi. De mamei? De mamei. Peste 20. Și un profesor. Avea peste 90 de ani. Și știți cum a venit la întâlnire? Profesorul cu taxi, cu cioca, cu bota. Și cu tot așa a plecat. Și pot să vă zic că asta e o chestie care mi se pare ciudată la Universitatea de Agronomie din Cluj. Că nu au trebuit cu portar să zică bună ziua și vă... Asta ca stemă. În 54 te-am facultat. Deci, asta e una. Și doi la mână, m-a dus la sora mamei când am plinit 90 de ani, a ținut o masă pentru familie și era în cea mai bună stare, să zic așa. Și a zis atunci un lucru,
că ea nu-și mai ține ziua de naștere niciodată. Și cu două săptămâni înainte de a împlini 91 de ani, a dus-o la groapă. Deci totul în viață este ceea ce crezi. S-a programat. Da, s-a programat. S-a programat. S-a programat, clar. Și acum, încă nu o chestie, am un vecin de-a mamei, avea tot timpul frică de boală. Și tot timpul, el a zis, doamna, că el să-l ducă Dumnezeu, să-l ducă în somn. Și într-o zi de miercuri și-a așteptat soția să vină de la piață și i-a zis, haide că ți-am pregătit, ți-am aranjat aici mâncarea, nu știu ce, mi-a zis să-ți fac. Ea a rămas a gătit lucrurile și zice, eu mă duc să mă culc, că era o emisiune la ProTV, zice, te pui cu blondele. Și el a vrut să o vadă. Și s-a dus să culce. Și ea a apucat în bucătărie. Și 6:30, eu nu l-am trezit, când s-a dus, era sculat mort. Și săptămâna, cu o săptămână înainte și-a făcut analizele. Și n-a avut nicio problemă de sănătate. Și în ziua în care a murit, am luat pe bicicletă, am mers pe bicicletă. Așa că nu are nicio treabă cu asta. Și atunci am tras o concluzie, că noi avem un singur gând trebuie să avem în viață. Că venim într-un punct și plecăm în altul. Ne putem târâ în genunchi sau sta în picioare. Și asta cu? Fiind alături de El sau punându-l în Lui? Dacă facem voia Lui, atunci am stat în picioare. Că toți plecăm în momentul ăla, când trebuie să plecăm. Că vrem, că nu vrem. Iar dacă o să facem voia Lui, o să putem fi alături de El. Cum? Cum El știe. Ce înseamnă voia Lui? Ce înseamnă voia Lui? Numai El o știe. Fiecare are... Dumnezeu are voia Lui pentru fiecare dintre noi. Diferit. Voia Lui este voia celorlalți. Celorlalți sunt El. Atunci înseamnă că ceilalți vin mult mai mulți, înseamnă că e clar că e diferit. Da, e complicat, că înseamnă că dacă ceva vine din fața opresiunii, tu să o accepti. Că vine de la El. De obicei ne luptăm cu celălalt. Asta e acceptarea Lui 100%. Ne-e greu. Prin toate persoane. Dar știți, noi avem încă în obicei. Ne uităm numai la persoane la oameni. Dar uitați-vă la plante, uitați-vă la insecte, uitați-vă la animale. Sunt supuse total. Toate se dăruiesc. Toate se supun. Da, se dar supun. Când vine un țap și te duci, intri într-o curte și te latră un câine sau vine să te muște, oare de ce? Ceva din tine l-a provocat. Ai program, da, care. Și programele sunt clare. Eu le-am văzut pe ăsta. Idoli. Venit, vin din altă viață, nu știu, eu cred că avem o singură viață. Numai altă viață poate pe pământ sau... Dar programele sunt multe. Eu, spre exemplu, la un moment dat, eu am firmă și făceam o ședință cu Manuel. Eu le zic cu colegii. Și se ridică unul, zic, șeful, când intrați în firmă, așa vă uitați la noi. Nu știam, am crezut că nu vorbește cu mine. Zic, cum nu? Bă, dar eu n-am asta. Probabil când intru într-o încăpere, când intre de afară, unde mă uită cu mine, când intre, dar numai că ai ăsta. Probabil că era altceva vedeau și l-am întrebat și pe altul. Și mi-a dat seama, zic, mă, dar stai pe bun, eu nu știu să fi făcut ceva în sensul acesta prin care să fie adus atingere de cel lor. Și atunci se pare că sunt chestii care vin și de altundeva. Adică vin și din altă. Tot noi le aducem. Deci, dar nu neapărat din viața asta. Așa că faptul că noi sunt... Mulți vorbesc, zice, cum e posibil un copil de 3 luni să facă cancer? Păi uite așa, că nu e numai alea 3 luni de când e aici. Sau de ce moare un copil la 2 săptămâni și suferă mama? E lecția mamei. Este voia lui Dumnezeu. Este toată voia lui Dumnezeu. Bună și dreaptă.
Uite, ne venim cu programe și dar eu cred că nu trebuie. Nu știm că venim cu programe, că de-aia ne latră câinii. Că nu, nu doar nu, dar ne opunem la... în momentul ăsta, luăm un bot, facem ceva, dăm cu pietre după ei. Nu facem altceva asta decât să le mai... Asta facem și oamenii, Florin. Da. Că programul când vine din față și mi-arată oglinda, eu mă lupt să mă apăr. Păi, nu despre asta învățăm, să cedăm, să nu mai ne luptăm? Da, să acceptăm. De ce? Pentru că nu știm ce fel de program avem. Că noi le-am luat de peste tot. Am fost de acord să le luăm. Să le preluăm. Nu noi, Dumnezeu le închide prin noi. Și atunci, pentru că nu știm punctual, noi de-aia trebuie să renunțăm de fiecare dată și cu orice ocazie. Că trebuie să și spunem cum să închid programele. Dacă dăm să știi așa de ușor, am văzut și aici în discuțiile noastre, vorbim, atacăm persoana, da. Adică luăm lucrurile personal, da. Ne referim la o persoană, aia întărește ego, afirmația asta întărește ego, pe care trebuie să fii scăzut, în cine știe ce situații. Dar este foarte simplu, pentru că pentru noi se pare normal să aruncăm vina pe celălalt sau să ne referim la o persoană. Când nu putem să ne închipim că acolo nu e o persoană, este divinul. Deci în limbaj trebuie să duci în toate explicațiile tale să fie de tipul Dumnezeu mi-a făcut ceva, deci nu mie, de fapt lui și-a făcut și prin mine celuilalt. Deci în clipa respectivă dispar toate poveștile astea. Nu mai există nimic. Când nu te mai deranjează nimic, dacă el își face lui însuși și prin mine acționează celuilalt, eu sunt doar un spectator. În clipa în care am pierdut eu, nu mai trebuie să vină ceva din față să mă distrugă. Noi adăugăm tot timpul, toată zica, de dimineața până seara și aici discutăm, referindu-ne la o persoană, îndreptând arma spre un om. Și nu se poate așa ceva, pentru că nu e un om acolo. Iarăși nu înțelegem că acolo nu e un om. Și iar o trebuie să o luăm de la capăt. Ar trebui să facem un joc. Să, când vedem că cineva spune, se adresează la persoană, zicem stop puțin, hai spune și tu dacă ești Dumnezeu, dacă Dumnezeu este în tine. Respirația, să recapituleze, că iarăși uităm. Și probabil că după un timp cineva a observat lucrul ăsta, iar o ia și atacă persoana. Păi n-ai spus acum un minut că e Dumnezeu în tine, iar o iei de la capăt. Deci așa de puternic este în noi această credință că suntem un eu separat. Deci noi nu putem să spunem ceva despre altcineva decât dacă suntem separați. Iar folosim această afirmație, îndreptând afirmația, vorbind că un om este de vină, ca să ne facem un eu. Deci, în același timp, e generată de un eu pe care a fost construit din, la fel din exprimări din acestea punctuale și, în același timp, întărim eu ăsta continuu. Deci, noi trăim doar într-un eu, suntem separați de el. Așa este construit limbajul. Avem pretenția că să facem noi ceva, care? Că nu există eu ăla acela. Iar când accepți că nu există eu, dispar bolile, cazurile, suferințele, de atâta trebuie să faci. Dar în același timp, nu trebuie să elimini complet eu. În anumite situații de viață sau în situații dificile, trebuie să-l anulăm complet și să spunem, uite, e divinul acolo, nu am cu cine să mă, și te liniștești. Dar în alte situații de viață, când ai nevoie să construiești ceva, să repari un motor, să faci mâncare, trebuie să fii, ai nevoie de eul acela. Deci ai nevoie și nu ai nevoie de el. Deci, în anumite situații de viață este bun eu, dar nu trebuie îndreptat spre oameni. Trebuie îndreptat spre obiecte, spre lucruri pe care le faci. Dacă nu îl îndrepti pe oameni, nu ai dreptate niciodată. Când zici că ar trebui să, că nu e bine cum faci, nu e normal, nu e cinstit, nu e drept, nu e adevărat ce spui. Pentru că spui despre Dumnezeu și El întotdeauna ceea ce face să-ți facă împotriva ta. Când ți-a ridicat ego și a zis că nu e drept, el va veni sub formă de nedreptate. Maria. Deci, ar trebui să facem exerciții din ăsta în care să ne pierdem eul tot timpul, în toate situațiile de viață, să nu mai considerăm că este ceva rău, că este dificil, că nu e adevărat, că e nedrept sau că este incorrect. Pentru că tot ce face el este corect. Dacă tu ai zis că e ceva nedrept, îți vine sub formă de nedreptate. Dacă absolutizezi dreptatea, îți vine ca nedreptate. Deci mereu el trebuie să te echilibreze. Ca să te ducă și să zică, măi omule, eu sunt în toate pozițiile. Tu nu poți să spui absolut nimic că nu este bine. Dar dacă spui că nu este bine, va trebui să-ți distrugă această credință că nu e bine, că eu trebuie să-ți distrug eu. Să te duc în neutralitate. Experiențele vieții sunt milioane de experiențe. Fiecare are milioane. Dar singurul sens al fiecare experiențe e să-ți distrug eu. Și noi tot timpul suntem încăpățânați să apărăm eu.
să fim, să ieșim victorioși, să învingem, să câștigăm. Și nu este adevărat. Când vrei să câștigi, de fapt pierzi. Deci noi nu cunoaștem niște legi ale naturii, legi divine. Nici nu le luăm în seamă, dar nimeni nu le spune. Încercăm în școală bine să le determine, să ni le reamintim cu toții, că datorită faptul că suntem spălați pe creier, revenim fiecare și eu la fel. Revenim la ele și ne adresăm la persoană. Dacă poți să te surprinzi când vorbești despre o persoană și aici, dacă înțelegi lucrul ăsta, sunt sigur că nu mai ziceți nimica, că nu mai ai ce să zici. Dar asta este mișcarea asta tot timpul. Dar este cu preț, costă mult. Bun, îndrepți arma spre cineva și zici că este vinovat sau că nu e în regulă ce face, dar se adună la alte asemenea afirmații din spate și te zici cu o lovitură. Mergi pe stradă și îți amintea că Maria și-a aruncat în șanț. Și știi de ce m-a aruncat în șanț? Pentru că tot timpul, în zilele precedente sau luni, tu ai pus ceva mai sus decât altceva și ai repetat aceeași întrebare pe care ai spus, și dar eu ce trebuie să fac acum? Cum să fac eu aia? Deci mereu în întrebările tale este conținută ideea că trebuie să ceva să fie mai bun decât altceva. Și nu e adevărat. Totul doar este. Dumnezeu este cel ce este. Adică nu e nimic mai bun decât altceva. Deci orice afirmație în care noi căutăm un câștig, un rezultat, un adevăr, o dreptate, nu există. Nu sunt adevărat. Dar este modalitatea prin care noi ne facem eu. Ne facem ego, luptăm cu celălalt, îl învingem, suntem învinși și așa simțim că trăim. Dar nici asta nu este dificil, că suntem și eu-ul acesta. Când înțelegem că și asta este bine, că să ne facem idol, că Dumnezeu își face și idol, joacă și rolul ăsta, e tot rolul lui de idolatru, nu? Este, are, joacă și rolul unui om radical, unui om exigent, nemulțumit, critic, acuzator, tot el este în treaba asta și vine întotdeauna pe ceva din mine și vine ca să-ți distrugă eul acela ca să salveze viața, că salveze viața în viitor. Deci de fiecare dată când noi să avem suferințe astăzi, oamenii ne produc pierde, ne fură, ne produc daune financiare, despărțiri și mai departe, lucrul ăsta se face pentru că ogrul nostru este așa de mare încât în viitor urma curând. Urma, ori să avem un accident noi, ori să ne bolnăvim noi sau copiii noștri. Deci, criza financiară pe care trecem astăzi, pe exemplu, pierderea financiară, este salvare, de fapt, pe viitor, că te prindea cu un cancer. Și în momentul în care te zdrobește pierderea financiară, sunt anumite metode pe care le folosește Dumnezeu în care nu poți să te aperi, nu ai apărare. Deci s-a venit pierderea, nu ai niciun fel de alternativă. S-a dus și ai pierdut banii. Și te-a resetat, te-a dus jos. Dar te-a salvat viitor pentru pe tine și pe copiii tăi. Deci este bună. Să înțelege că tot ceea ce este neplăcut și ne produce daune și pierderi, sunt de fapt daruri de sus de neprețuit și avem nevoie de ele. Ele vin exact în momentul în care nu mai avem energie subtilă. Și lovitura este fantastică. Deci nicio grijă, nu este nicio problemă. Suntem idolati mai departe, luptăm pentru adevărul și dreptatea noastră, dar vom suferi. Acolo unde va fi un eu pe care noi îl apărăm, va fi durere. Va fi durere până la durere maximă, până la cancer. Și nu. Noi ziceam că Dumnezeu este îngăduitor, că nu se poate, că El este mai iubire. La prima lansare de carte la Shangri-La, era domnul Dulcan și au vorbit 3 ore și domnul Farkas. Mi-a lăsat 10 minute, dar și aia 10 minute n-am vorbit, dacă am vorbit 2. Deci era lansarea cărții mele și n-am vorbit decât 2 minute. Și s-au certat, s-au luptat acolo tot felul de... Și la un moment dat, domnul Ducan a zis că eu nu pot să accept războiul, da? Sau durerea, că nu este inuman. Zice, orice ai zice tu, eu nu pot să accept. Și am spus, domnul profesor, războiul este pentru o comunitate, ceea ce este boala pentru individ. O metodă divină prin care te duce în jos și salvează viața. Poporul român este dus în jos pentru că are atașament de valorile materiale incredibil de mare. Este, cred că, printre primele popoare din lume care are atașament foarte rapid să-i atașeze de materie. Și atunci zice, noi eu ți le iau pe toate. Pentru că dacă nu ți l-aș lua, tu ai dispărea din locul acesta. Vin alții peste tine și te distrug. Asta e modalitatea prin care noi supraviețuim. Ni le ia pe toate, le dă la alții. Și este bine ceea ce se întâmplă și corect. Deci altă șansă nu este. Și s-a supărat pe mine, acolo pe scenă, doamna Maria Timuc pregătise pentru că el... era în stare să spun mai multe. A pregătit un alt domn care era
președintele Societății de Medicină Alternativă din România să-l înlocuiască, că dânsul nu credea că o să vină, până la urmă a venit, pentru că la Antena 3, când s-a făcut prezentarea emisiunii, nu l-a prevenit și, nu știu, s-a dat înregistrarea fără să se spună că va fi o înregistrare, deci fără acordul lui, ceva s-a întâmplat acolo și nu credea că o să vină și a pregătit pe domnul acela. După care, domnul din sală, acest președinte de medicină alternativă, i-a spus, domnul profesor, s-a dus pe scenă și a zis, uite, Marius are un punct aici care îl ține legat de materie. Ați observat că tot timpul discuției el nu s-a revoltat, nu a reacționat. Dintre cel care reacționează și cel care nu reacționează, cine credeți că deține adevărul? Și a pornit scandalul în toată sala. Sala s-a împărțit în două. Jumătate din sală era cu domnul Dulca, jumătate era cu mine și se certau toți cu toți. Adică pe mine mă uitase. Nu sunt mai erau atenți. Și asta am vrut să zic, că tot ceea ce nouă ni se pare că este negativ este de fapt salvarea noastră, că vine în momentul în care noi nu mai avem energie subtilă. Adică atât de mult am îndreptat armele spre oameni și am acuzat exterior oamenii, societatea, stăpânitorii lumii, guvernanții, clubul Bilderberg Iluminati și am zis că ăia sunt de vină, că de fapt este o metodă de divizare. Stăpânii lumii sunt în ambele poziții. Sunt și cei care inițiază măsurile astea, sunt și cei care le critică, știi? Și la fel cum este acum, ei sunt și progresiștii aceștia, sunt stângiștii, sunt și BRICS. Sunt și grupul G7, sunt și BRICS, sunt în ambele. Dacă te uiți, merg în tandem în toate măsurile. ID-ul digital, CBDC-ul, se întâmplă și în China, trece la monedă digitală și în Rusia, monedă de toată lumea. Și în Iran. Și noi zicem, se bat unii cu alții, nu se bat, aia este doar fațada. Noi credem că sunt adversari, nu sunt împreună. Așa au fost întotdeauna. Când se merge pe o strategie, se merge pe care nimerește, știi? Ba pe una, ba pe alta. Nu contează. Unde are suportul cel mai mare? Așa se lucrează, așa s-a lucrat întotdeauna și așa se va lucra. Deci, când vine plăcerile, sunt un ajutor divin de neprețuit. Trebuie noi să ne schimbăm concepția de viață, să înțelegem că tot ce e negativ e Dumnezeu. Și facem un exercițiu. Ascultăm la televizor, pe net filme și o să vedeți că totul e polarizat sau podcastul pe internet. Toată lumea zice așa da, așa nu. Sau aruncă vina. Ăia sunt de vină. Și tu trebuie să iei să inversezi în capul tău ca să te obișnuiești că și ăla care este acuzator, critic, criminalul, nu e criminal, e tot Dumnezeu care joacă rolul respectiv. Că nu se poate, că ține corpul ăla, tot divinul trebuie să-l țină la un loc. Nu pot să spun că el e în afara lumii lui. Dacă corpul este al lui, viața este al lui și lumea asta este al lui. De ce nu este în afara acestei lumi? Noi suntem nebuni. Și pe de altă parte, nici nu avem voie să luăm în posesie ceva care nu este al nostru. Da? Dacă corpul este al lui, cum să zic eu? Păi corpul lui, el ține. Cine respiră? Dacă el zice halt, acum te oprești, instantaneu te-ai oprit și ai murit instantaneu pe loc. Sau îți produce un atac de corp. Când am fost în altă viață, am văzut cum a venit, îți vine un tunel la moarte. Un tunel oblic la 1,5-2 metri oblic în fața ta, deasupra capului. Și în interiorul tunelului poate să intre doar capul unui om. Deci sufletul ia formă globulară când iese din corp. Da? Și pe acolo se duce pe tunel. Și am văzut tunelul ăla acolo și eu aveam un gând în momentul respectiv. I-am zis așa, uite, o viață întreagă i-am învățat pe oameni și n-am reușit să mă îmblânzesc pe mine. În clipa respectivă mi-a produs atac de corp. Pe loc, instantaneu. Deci oamenii zic că mor datorită cine știe o consecință, aiurea. Ai acumulat foarte multe critici, multe idei din astea egoiste și atunci trebuie, masa aia critică trebuie să fie distrusă. Deci este foarte periculos să te ocupi numai de tine. Trebuie invers, ca să poți să supraviețuiești, trebuie să te ocupi de ceilalți. De ce? Ca să-i dea voie lui Dumnezeu să vină în spațiul gol și El îți face viața frumoasă. Singur nu poți. Omul cu calitățile și capacitățile sale nu poate să facă nimic. Deci singura soluție este asta, lăsarea de sine, pentru că în modul acesta te unești cu El. Când te pierzi pe tine, numai El rămâne. Noi suntem prea plini de eu și prea puțin Dumnezeu avem. Iar Dumnezeu nu le convine, pentru că Dumnezeu nu vrea să câștige. Aici e nebunia. El vrea să piardă. Dumnezeu pierde întotdeauna.
El nu vrea să câștige, nu-l interesează să aibă, să câștige, să dovedească, să învingă, să aibă dreptate. Nu-l interesează lucrurile astea. Deci dacă vrei să, deci spre divin, te poți îndrepta foarte conștient. Nu vrei să ai dreptate. Dai dreptate celuilalt. Într-o discuție, dai lui ăla dreptate. Îi dai voie să câștige. Și zici mereu, da, ai dreptate. Da? Și când faci lucrul ăsta, tu te-ai dus în jos, tu de fapt ai câștigat. Ăla care zice că a câștigat, indiferent de ăla, de fapt a pierdut, că i-a crescut ego-ul și va trebui să vină loviturile din față. De-am zis că școala iubirii este într-o poziție în care poate să producă rău. Dacă știi aceste mecanisme, oricând poți să îi dai niște idoli unui om, îl bagi în polarizare și faci viața nenorocită și îl duci în situație critică, pentru că nu știi unde se situează el față de linia roșie subție. Dacă, spre exemplu, acel element pe care l-ai dat tu, acel idol, ar fi ultimul element care l-a mai putea ține în viață, tu de fapt l-ai ucis. Simplu. Idolii ucid. Ucid. Și noi numai idol căutăm. O îmbrăcăminte frumoasă, un aranjament plăcut, toate astea te omoară. Pentru că noi nu suntem, noi ne facem decât să credem că suntem un eu separat. Deci tot efortul pe care îl face Dumnezeu este să te ducă în poziția în care să înțelegi că numai El este. El zice și în Biblie, crezi că iei poama din pădure? Nu iei tu, eu o iau. Crezi că scoți tu apa din fântână? Nu scoți tu, eu. Tu crezi că vrăjmășia din tine, gândul tău, fără de legea din tine, e a ta? Nu e a ta. Deci nici măcar când vezi pe un om care este răuvoitor, e mincinos, e trădător, nu poți să spui nimic. Că uite-te, ăștia iluminatii, guvernatorii lumii, conducătorii lumii sunt răi, ne vor numai rău. Aiurea, e Dumnezeu care este rău. Și va fi rău cu noi cu cât noi criticăm și îl acuzăm. Dacă nu acceptăm și nu vedem că Dumnezeu e acolo, știi cum ne face? Ne termină. Ne desfințează ca popor, nici nu discută. Și nu are niciun fel de chestie. Pentru că este, nu meri să trăiești. Este exact ca într-o junglă. Dacă nu ești viabil, nu merită. Și viabilitatea este dată de capacitatea noastră de a-L vedea în toate situații și poziții, adică de lăsare de sine. Dacă nu te lași pe tine în toate situații de viață, mori. Este așa de simplu de murit. Dau un exemplu. Citeam într-o carte, am mai dat exemplu acesta, doi frați, unul era cu interlopii și făcea tot felul de afaceri din acestea și împrumuta bani de la interlopi și interlopii a venit să-și ia banii de la... și l-a lăsat pe fratisul acasă, l-a prins pe fratisul, l-au legat de calorifer și unul din ei a ridicat o rangă de metal să-l lovească la cap. În clipa în care a făcut chestia asta, fratisul a cedat viața lui. A lăsat capul jos și a cedat viața. În clipa în care a cedat viața, i s-a blocat mâna oleia cu ranga. După un timp, ei au plecat, au venit vecinii, l-au scos de acolo și după un timp, după două săptămâni de zile, simțeau durere în cap puternică. S-a dus și a făcut o radiografie și doctorul i-a zis, aveți o contuzie pe cap ca și când cineva va fi lovit cu o rangă de metal în cap. Ce s-a întâmplat? El a blocat prin acceptare, prin cederea vieții, a blocat lovitura, dar lovitura a avut loc. Dar n-a avut loc într-o formă să-l elimine, a avut loc, însă cumva consecința ei s-a întâmplat acolo. Și, deci asta este pe viață și pe moarte. Noi zicem, e simplu, îl critic pe ăla, este vinovat, îndrept arma spre el și zic că tu ești de vine, că nu ești cum trebuie. Păi mi-am adăugat tot felul de acuzații astea, că avem o mulțime acolo. Ăia sunt legiunile de rați, sunt corpul eteric al diavolului. Deci, orice propoziție în care nu o termin balansată pe invers, este diavol. Orice propoziție care este polarizată este corpul eteric al diavolului. Tu ataci cu ea. Când îndrepti arma spre cineva și zici că ești vinovat, nu ești în stare, nu e drept ce ai făcut, tu de fapt îl ataci. Îi arunci cu diavolul în ele. E ca o armă. E o armă asta. Și îl lovești pe Dumnezeu care este acolo, care vine corector printr-un om care să te dezamăgească. Deci totul este bine în fiecare clipă. Este așa de greu să înțelegem că el vine sub formă de nedreptate și tot timpul sub formă de nedreptate. Atâta timp cât punem dreptatea pe primul plan, el va fi nedrept cu noi. Vine sub forma unui hoț. Dacă punem banii pe prim plan, hoț o să fie. Și îți vine și îți fură tot. Și îți fură tot. Vine sub forma unui criminal. Este foarte, foarte periculos. Îmi pui, spre exemplu, pe primul plan, corectitudinea. Numai de necorectitudine ai parte. Pui pe primul plan, fidelitatea. Numai de infidelitate ai parte. Deci nu se poate pune nimic pe primul plan. Sunt ăștia cu călugării din
Biserica Catolică, se pune cinstea sau nu știu cum, să, curățenia, castitatea, curățenia sufletească, da, îi punem pe ei să, să fie, să cadă. Că aici e problema, te pune pe tine să cazi și sau îți vine din față lovitură. Deci dacă zici că ceva este păcat, te pune să trăiești păcatul ăla pe care tu ai zis că e păcat, îl trăiești tu, îl faci tu. Te pune să-l faci tu. Ca să nu mai spui vreodată că Dumnezeu e păcătos. E genial, e fantastic, e de o eleganță și de o frumusețe deosebită. Da, se poate muri. Oricând ne poate lua. Dacă nu înțelegem asta, că el vine repetat. Repetat mulți ani de zile și nu înțelegem, atunci ne trezim cu boli. Deci necazurile, bolile, pierderile sunt consecința repetabilității unui gândir unilateral. Gândirea unilaterală este diavolul. Când zici că nu mai așa sunt, gata, te-ai făcut diavol. O să urmăriți propozițiile. Când vorbesc cu oamenii, niciodată nu să găsiți o afirmație care zice este rău așa, dar este și bine. Deci numai școala iubirii este prima dată, n-am întâlnit niciodată, care se poate să echilibreze opuse. Deci echilibrarea opuselor este, de fapt, soluția. Dacă nu echilibreze opusele, ești terminat. Și făcând asta repetat ani de zile, te trezești cu boli, boala. Ce face? Îți distruge polarizarea. Pentru că te resetează, îți dă o boală de asta de lungă durată, cum e, spre exemplu, cancerul, în care nu mai ai niciun fel de alternativă. Ești obligat să te resetezi, ești obligat să accepti, nu mai ai speranțe. În momentul în care ți-a luat toate speranțele, începe procesul de refacere a organismului. Deci boala, de fapt, e refacere, vindecare. Ești lipit de materie, îți dă boli cronice de lungă durată. Înseamnă atașament de materie. E boala, te vindecă. Nu te mai poți gândi toată ziua la lucrul acela, ți le ia pe toate și asta este vindecare. Noi suntem supărați de ce? De vindecare suntem supărați. Noi ne ducem la medic, păi stai puțin cât a vindecat Dumnezeu, ți-a luat tot și tu ce să mai repari? Că aia era reparat. Noi ne ducem la medic ca să apărăm pe diavol. Adică ne ducem cu el că sărăcuțul are drame personale, are traume, da? Și are pierderi și trebuie să le reparăm pe diavol. Sau este bolnav, săracul. Deci noi, în toată viața noastră, căutăm mai mare bine pentru diavol, niciodată pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de mai mult bine, sufletul nu are nevoie de bine. Dumnezeu este pierzător, sufletul e pierzător, nu vrea să câștige. Nu vrea să câștige, nu interesează să se ducă mai mult, mai sus. El se lasă tot timpul, înfrânt. Este infinit de umil, dacă l-ați vedea cum este, cât era el așa de imens acolo, s-a încruntat la mine. Dar era o combinație între fermitate și blândețe. O blândețe maximă posibilă, dar nu este o blândețe că este îngăduitor așa. Este o blândețe care înseamnă supunere. E supus nouă. Este sclav, e slugă. E slugă. Deci Dumnezeu cât este de înalt, e slugă. Dacă nu ajungi slugă, nu se trece de flux de gânduri. Absolut deloc. Este imposibil. Că aia care sunt acolo, mă întreba părintele, Iulian, de ce sunt doar 30 de globuri? Din cauza asta sunt 30, că este extrem de greu să fii slugă. Adică să te duci dintr-o muncă în altă muncă, tot timpul. Dintr-o jefă în altă jefă și asta să fie viața ta. Până la nivelul în care îți pierzi eu. În momentul în care ți-a pierdut eu, te-ai unit cu el. Și noi vrem să fim fericiți în viață, dar fericirea nu este în întărirea ego-ului și a pretențiilor, așteptărilor, orgoliului. Deci aia este moarte. Deci omul când caută mai mare bine, caută întotdeauna mai mare bine pentru ego, pentru diavol. Dar noi nu suntem diavol, suntem ăla care e dezinteresat de a avea, de a câștiga, de a învinge. Îți spun, deci este așa de simplu să te unești cu Dumnezeu, dar totuși e așa de greu. Pentru că este așa de banal și nu, unirea cu Dumnezeu nu ți-aduce un profit. Nu ți-aduce un câștig, ți-aduce pierdere. Din cauza asta oamenii refuză pe Dumnezeu, nu-L vor și îl resping întotdeauna. Oamenii preferă să se ducă la biserică să se roage, dar se roagă pentru ce? Pentru mai mult bine pentru ei. Fac exerciții, meditație sau respirație pentru mai mult bine pentru ei. Nimeni, dar nimeni nu vrea să-și lase mai mult binele, că este așa de simplu să ți-l lași. Cedezi întotdeauna avantajele tale și atunci te unești cu ele, este foarte simplu. Nu vrei să câștigi mai mult, mă refer la mai mult decât ai nevoie. Nu înseamnă că să nu ai, că mulți zic din ego, dar ce, eu rămân pe stradă, nu mai fac nimica sau... Dar nu este vorba de asta. N-ai nevoie de o mașină mai frumoasă, n-ai nevoie de o casă mai mare. Te mulțumești cu casa aia pe care o ai. E suficient, da? Deci nu e nevoie să adaugi mai mult, pentru că acest adăugat mai mult, ce face? Te îndepărtează de el.
El este viața așa cum este, banală, cu plus, cu minus, cu pierdere, cu câștig. Și n-ai ce să-i faci la ea, că este ultimul nivel. Nu este, ni se dă impresia că trebuie să muncim, să atingem cine știe ce nivel, să câștigăm cine știe ce... Nu mai pot să țin în mine, nu mai suport. Hai, spune. Deci ce mi s-a întâmplat, cred că vine de la prea mult bine, că astăzi m-am dus spre prea mult. Și acum deja simt o stare în interior că nu mai suport. Efectiv, mă cutremur și toate emoțiile, tot. Da, mi s-a schimbat starea total. Și mi-am dat seama că nu putem rămâne într-un punct fix, să fim relaxați tot timpul. Acum am adus în stările astea. Absolut, este relaxarea și nici acolo nu e. Mai tare. Asta mă vine ieri, că... acolo pe undeva, că am o stare de aia că nu mai știu. Pitesc și nu mai am din față, nu mai am... Asta care el vrei și să aducă, da? Bea o bere. Da. Uite, am o bere, am aici. Deci, în concluzie, el trăiește prin noi și noi nu avem decât... Eu dacă o pretenție, suntem niște nebuni. Ca fiind prea mult. Nu e nimic rău. Mai mult, de faptul că te-au deranjat construcția, e foarte bine că te-au deranjat, nu e rău. Da, dacă zici că este rău, te vor deranja în viitor, în continuare. Am zis doar că m-am luat din viață, mi-a tărit ego și atunci m-a tărut starea asta. Deci, Raul spunea că l-am întrebat ce a făcut pentru mai mult bine. Și a zis că a mâncat mai mult și că mâncarea i-a luat din viață. Da, am întărit ego. Și atunci de asta mi-a dat starea asta că nu mai pot să suport. Pe cât de mult ai mâncat? Păi am mâncat dimineață, nu? Și da. După acum. Și ai mâncat și puțin acolo. Nu știu, mi-a apărut starea asta dintr-o dată, nu mai pot să suport. Da, ai tendința să absolutizezi și nemâncatul. Da, nemâncatul... Și nu e bine. Păi, starea normală este de acceptarea vieții așa cum este. Accept și plăcinta, accept și... cioba, accept totul așa cum este, că de la el a venit. Ce s-a venit din față, a venit de la el. Deci, e faptul, mi-a apărut frustrarea că nu m-am lăsat la ce a venit din față. Păi, absolutizat lăsarea de sine și uite cât ți-a dat starea asta, că ai transformat în idol. Deci, viața așa cum este el. Adică și plăcita, și cioba, și carnea, este tot el. Dacă ți-a venit din față, el ți-a oferit. De ce îl respingi pe el? Sau nu știi că este el acolo? Crezi că tu ai dreptate? Nu. Păi asta ai făcut acum. Ai zis că eu am dreptate și că eu știu ce... Dar puțin că ți-a dat el plăcinta și ciorba. Accept. Păi n-am știu de ce m-am dus așa. Dar mai am pierdut minții. Lasă că te angajezi și muncești și îți vine mintea la cap. Vezi prin muncă cum ce-ți dați. Întrebare, altă întrebare. Dă o tură de hotel. Vorbește cu o fată frumoasă. Să vezi cum se duc toate. Moroșancă de asta de aici aduce binele. Am o întrebare. Dacă te împing părinții să faci, să mergi, să-ți iei apartament, mașină și te împing ei și ei te împing spre mai mult. Da. Păi te împing mai mult pentru că tu nu ai suficientă jertfă de sine, că dacă aveai energie, ei nu veneau să te împingă. Deci e vorba despre tine, nu e vorba de ei, că de ce te împing. Sau de ce ești pusă în situații dificile. Nu situațiile dificile sunt problema. Ele vorbesc despre tine, că nu ai suficientă energie, nu ai sacrificiu de sine. În toate situațiile de viață. Ai luptat pentru adevărul tău, dreptatea ta, ți-ai căutat comodități, că o mulțime de comodități poate să aibă omul, da? Ușorul, plăcutul, gustul, dulcele și mai departe, astea toate te îndepărtează de divin și atunci trebuie să îți vină lovitură din față, indiferent care, nu contează. Și îți vine acolo unde pe tine te deranjează. Te deranjează să primești un sfat de la cineva, te deranjează să te preseze părinții și în locul ăla vine. Dar dacă tu aveai energie, ei nu veneau la tine să-ți propună nimic. Deci orice situație din viață, oricât de neplăcută, vorbește despre tine. Nu e problemă cum sunt oamenii. Oamenii vor veni în acea formă de presiune, cât de mare este orgoliul nostru, apărarea noastră, credințele noastre, cât de puternice sunt, absolutiste, mă refer la absolutism, cât de radicale sunt. Că de obicei credințele astea radicale exclud varianta inversă, opusul.
Deci noi nu avem voie să păstrăm în noi decât afirmații care sunt plus și minus la un loc. Când sunt numai absolutisme, fixisme, atunci vor trebui să fie distruse. Și sunt distruse în orice mod posibil. Pe Maria o deranja muncitorii. A avut parte de muncitori care au făcut treaba proastă. Că tu aveai pretenții de perfecțiune, să iasă lucrurile cum vrei tu. Păi nu se iasă niciodată cum vrei tu, pentru că asta vrei. Problema nu era la muncitor, era la tine, că tu vrei să fie cum vrei tu. Și la tine, la voi, la fel. Și vine și se le lovește. Nu ai treabă cu muncitorii. Muncitorii vorbesc cum ești tu. Îți arată unde ai tu. Uite, vrei, uite, grinda aia trebuia să fie așa, ușa aia trebuia să o pui acolo. Păi nu trebuia niciunde. Ai făcut planul, ai dat planul și gata, ai plecat. Și treaba merge bine. Dacă tu nu controlezi, Dumnezeu nu ți se opune. Dacă tu însă controlezi, miști lucrurile cum crezi tu și ai pretenția ca materia să se supună voinței tale, nu se va supune. Pierzi controlul. Când vrei să ai control, tu pierzi controlul. Mai am o întrebare. Am o chiliașă care nu și-a plătit chilia de 9 luni și din ianuarie am atenționată de 2 și zice, mă lăsați-mă până în 30, ok. Totdeauna am cedat. Acum, iarăși, până în 30. Deci, de 9 luni. Nu știu. Tot acest spirit de perfecțiune nu-ți va plăti. Nu-ți va plăti. Mai bine nu închiriez, că dacă vei ajunge tot situația de genul ăsta. Și acum ce se poate să dau afară sau să o las pe gratis? Sau nu știu. Păi se întâmplă și situația asta. Îți lași pe om pe gratis, dar îi plătești tu utilitățile. Nu, alea și le plătești, dar nu plăti chiria. Am înțeles. Este exact ce s-a întâmplat. Vin starețul, auzi? Maria, vin la o mănăstire, veneau turcii să atace mănăstirea. Se duce un călugăr, zice, părinte stareț, turcii se apropie de mănăstire. Să muncim mai mult. Da. Să ne jertfim mai mult. Părinte, turcii sunt la poarta mănăstirii. Și mai mult trebuie să ne jertfim, pentru că trebuie să duci jos ego, că dacă ăia poți să intre în mănăstire, nicio problemă, dar nu te poate omorâ. Pentru că dacă ai energie, ești umil, nu te poate ataca nimeni. Că e prezența lui Dumnezeu, nu te poate ataca. Când cedezi binele tău și viața ta, tu câștigi întotdeauna viață. Ce zice în Noul Testament? Cine va lăsa viața, o va câștiga, cine va lupta pentru ea, o va pierde. Deci nu trebuie să câștigi, să luți pentru viață, pentru adevărul și dreptatea ta, că vei pierde. Niciodată. Trebuie să dai dreptatea la toată lumea, să fii de acord cu toată părerea, să te lași folosit, să te duci în jos. Când te duci în jos, faci spațiu gol, acolo vine Divinul și, exact ca cum spune Florin, îți schimbă toate situațiile de viață. Că problema noastră nu este că suntem mai grași sau nu suntem bogați sau suntem nefericiți, nu. Avem prea puțin înfrângere de sine și Dumnezeu nu are unde să vină să ne facă viața frumoasă. Noi vrem să fie frumoasă, vrem să avem noroc în viață, dar n-ai cum să ai noroc decât dacă ești jos, slugă. Nu mai sluga are noroc. Deci acolo sus, la prag, în zona cea mai înaltă a lumii de dincolo, sunt numai slugi. Adică toate ființele de acolo globulare sunt ființe extrem, extrem de înfrânte cu inima. Sunt ca niște copii, sunt naivi, sunt copilăroși, sunt forțe extraordinar de mare. Și nu mai spun de globurile la mare. Alea sunt copii. Deci ființe foarte pure. Da. Sunt multe globuri din astea? Ăla mare de tot sunt în jur de 7-9, nu mai țin o minte, cealaltă sunt în jur de 30. E o problemă a mea pentru că nu m-am dus mai încolo. S-ar putea să fie mai încolo, dar în locul unde m-am, atât am, cred eu că eram. Și ei mai sunt trimiși pe cumani? Da, sunt luați, sunt bureți. Adică dau toți în ei. Și ei, deci ei absorbă energia negativă. Sunt oamenii, îi critică, îi acuză, îi umilesc, îi jignesc, dar ei nu reacționează și în modul acesta îi absorbe energia negativă. Deci chiar dacă ei au fost într-o altă viață tot atât de umil, tot și-au ajuns la prag. Îi trimite, nu au nicio liniște. Și îi trimite înapoi, sunt tot așa nimeni de umil. Da, nimeni nu stă deci acolo. Deci ei nu pot să schimbe starea care deja și-au câștigat. Ar putea să cadă, dacă găsesc o fată frumoasă, pot să cadă. Pe cuvânt. Dacă tot cedezi până la urmă, poate că
se întoarce ea. Nu, probabil că încă o puca pe droguri, nu știu ce fac. Era o legeană foarte bună. Ce s-a întâmplat la Luceafru? Nu intra legea în timpul în grijă. Da, de, și deci dacă îți prinde creașul cu drog în apartament, acum face zice că nu, acum ea zice că nu e adevărat, că eu am bănuit că așa s-a întâmplat, că era o parte... Cauzele nu sunt niciodată în afară, cauzele sunt numai noi. Da. Povestea cu exterior vinovat e terminată. Nu poți să spui nimic despre nimeni. Nu știu ce s-a întâmplat, că era la mine de când era studentă. A terminat facultate, a făcut un master, a intrat în servici, tot timpul a fost foarte corectă, în 30 întotdeauna. Și acum, de 9 luni de zile, dintr-o dată. Nu... Și după... Păi uite de la tine ce faci, mănânci dulce? Nu. Dormi mai mult dimineața? Ce faci? Ce faci? Fumezi? Bei. N-am fumat niciodată. Țuică. Nu. E colecționistă. Astea sunt măruțișe pentru mine. Din când în când trebuie să și bei puțină țuică. Să nu fii absolutistă că nu e bună țuica, nu e adevărat. Păi, mai mănânci și un dulce? Dar oricum vei mânca dulce, că ți-am mintea. Păi aici, de exemplu, am mâncat de toate. Foarte bine. A fost rău? Cel mai greu lucru în lume este să fie echilibrat. Da, să fie echilibrat, să nu fie exagerat. Da. Exagerările pe părți, pe ambele poziții, te nenorocesc. Nu poți să fii nici desfrânat absolut, dar nici înfrânat absolut. Nu, eu mă gândeam și eu făceam legătura tot la programe și, cum ziceați uneori, că accepți o dată, de două ori, de trei ori, sau ca cum e cu cerșetorul, îi dai o dată, de două ori, de trei ori, dar după aceea nu-i mai dai. Deci mă gândeam și așa, făcând o paralelă într-o situație din asta, cu asta și tot am cedat. Uite, spre exemplu, greșeala care s-a întâmplat în școală Obirii, multe femei au zis, hai să ne supunem bărbatului că el este primordial. S-au supus bărbatului și bărbatul i-a crescut mândria, când i-a crescut mândria, nu s-a mai înțeles, că s-a stricat toată relația, dar Dumnezeu a zis, pentru că tu nu ai avut curajul să-l oprești, să-l contrezi, îl contrez eu și îi dau boală. Deci ai contribuit la îmbolnăvirea bărbatului și poate și la moartea lui. Da, da. Deci trebuie păstrat un echilibru al lucrurilor. Da, te supui când există reciprocitate. Când nu există reciprocitate, o pățești tu. Că tot timpul dai și nu primești nimic în schimb. În relațiile interpersonale și de familie, trebuie să existe reciprocitate, că este vorba de aripile unei păsări. Trebuie să bată în același ritm. Să se poată ridica. În familie și în cazurile noastre care poți să dăruiești gratuit fără să aștepți nimic în schimb. Deci în cazurile din afara familiei, dar în familie nu se poate, că nu funcționează nimic. Asta știu și am făcut și am avut și semne. Înțeles. Ce altă întrebare? Că am văzut că ai multe întrebări pe care te pun. Am notat. Și alte întrebări. Alte întrebări. Am 57 de ani și mama are 82. Și nici până la vârsta asta nu mi-a spus cine este tatăl meu. Am o problemă de nu trebuie să aflu lucrul ăsta? Da, nu ai nevoie. N-am nevoie? Sincer, când eram mai mic simțeam nevoie, dar după o perioadă n-am mai... Probabil că e ceva ascuns, probabil că intuiești despre ce e vorba, probabil că nici ea nu știe sau nu mai știe. De asta îmi spune că nu știe odată, sigur. Ceea ce... Așa și... De câte ori am întrebat, o simt că are o frică de ceva, o teamă. Și dacă insist, deja nu e regulă. Sigur. Și am lăsat o bată. Da. N-ai, nici nu străbăști. Dumnezeu știe. Nu contează. Nu știi că cine e tatăl, un singur tată avem toți. Da, Dumnezeu. Dar în conștientizare am avut, de ce e eu la Dumnezeu în final? De ce e Dumnezeu și eu e la final? Că noi e unic. La final trebuie să ne fim. E unic. Dar ei suntem în Dumnezeu. Că altfel suntem, dar Dumnezeu. El este unul. Dar dreptul de a spune eu nu-l avem decât când suntem una cu El. Adică când îți pierzi credința că ești unul separat, atunci devii El. Când uiți de tine complet, atunci... Deci, dar e eu în Dumnezeu.
Păi în momentul în care tu nu mai ai niciun gând despre eu, nicio așteptare, deci nu mai raportezi la tine nimica, atunci devii el. Dar, deci el este de fapt o uitare de sine. Când te uiți pe tine, atunci te unești cu el. Asta este ultimul nivel. Din cauza asta, ca să poți să îl cunoști, tu trebuie mereu să treci dintr-o muncă în altă muncă, într-o jefă în altă jefă, continuu, până când te uiți pe tine. Când te uiți pe tine, uitarea asta de sine seamănă cu un lapsus. Te uiți la lucruri, vezi că ai casă, vezi că e mașină, dar nu știi ce sunt, că nu mai ai etichete. Pierzi etichete. Și aia este starea de prezență divină. E o stare de uitare de sine, o stare de indiferență. Nu te, ai toate cunoașterea. Când am trecut de fluviu de gânduri, asta m-a impresionat foarte mult. Am zis, iau-te mă, eu nu am niciun fel de întrebare, mi-au dispărut întrebările. Deci întrebări poate să pună numai ego-ul, sufletul mare, întrebările întreg. Mi se părea că starea aceasta de fericire care era acolo este ultimă, este maximă, nu se termine niciodată și este natura mea. E felul meu de a fi. Deci, și asta îți dă bucurie, că nimeni nu-ți poate lua din ceea ce ești tu. Ești definitiv așa. Și asta e cea mai mare bucurie posibilă care poate să existe. Nimeni nu-ți poate lua ceea ce ești tu și tu ești dintotdeauna infinit, ești o fericire infinită. Dar nu știi că n-ai cum, că dacă te concentrezi pe materia asta, tot timpul uiți. Că culisezi tot timpul, de la o atenție pe altă atenție. Și asta creează acțiunea, mișcarea și realitatea aceasta. Materialitatea ei. În sine nu există, asta este vid. Nu există. Toate lucrurile astea sunt visare. Este ca și când tu ai visa, personajele din visul tău cred că sunt reale, participă la viața lor acolo, tu supervizezi visul, tu ești visătorul care le visează și dacă ai purta o discuție cu ele, ele ar zice, ia du-te încolo, ce am eu nevoie de tine? Uite, eu am problema asta de rezolvat. Cam asta zicem noi, știi? Psihologia asta e boală. Da. Dar este visătorul, noi suntem visătorul, suntem el. Și n-ai cum să știi că ești el până când nu zdrobește eul acesta. De obicei, bolile de lungă durată, cum sunt cancerul, se vindecă numai prin uitarea de sine. Când uiți de... Și am dat exemplu mereu cu ăla cu metastase peste tot, l-a trimis acasă să moară, zicea că miercuri o să mor, a trecut de miercuri că l-a pescuit și a uitat că așa, s-a trezit sâmbătă sau duminică, a văzut că n-a mai murit, s-a dus luni la medic și nu mai a găsit nimic. Și am întâlnit și o doamnă real, aici mergeam la spitalul Funden și vorbeau două doamne, o doamnă de la țară, zic, mă duc o dată la control că nu mai crede nimeni ce s-a întâmplat cu mine, m-au trimis acasă că am cancer, să mor, zice, eu n-am avut timp să mă gândesc la așa ceva, pentru că am 7 suflete de hrănit, și mă scol la 4 dimineața și am așa, am un porc, un măgar, nu știu câte gâște, ăstea au suflete care trebuia ea să aibă grijă. Și eu n-am timp să mă gândesc că sunt bolnav, că am cancer, nu l-a interesat. Uitarea asta de sine, că cancerul este o preocupare excesivă pentru binele propriu. Adică ego-ul devine foarte puternic și impune asta celulelor. Celulele care se ocupă numai de sine sunt celulele canceroase. În momentul în care noi ne ocupăm numai de noi, am devenit o celulă canceroasă și a început destrămarea vieții. Se strămă automat și simplu. Și a uitat. S-a dus după aceea că s-a simțit foarte bine și el n-a mai găsit niciun fel de cancer. Și zice, nu cred. Am fost săptămâna trecută, m-a cremat din nou, că unde a dispărut cancerul, că era imposibil. Uitarea de sine. Și fericirea în viață, fericirea vine în măsura în care tu nu vrei ca lucrurile să fie cum vrei tu. Le lași în pace. În momentul în care le lași în pace, ele se ordonează singur și în armonie. Atâta trebuie să facem să ne retragem atenția, speranțele, așteptările, nu. Lasă viața să fie cum vrea ea și atunci ea se va armoniza în mod perfect. Pentru că e divinul acolo. Noi vrem doar să impunem lui, noi suntem supărați mai pe el, vrem să facă ce vrem noi și nu se poate, e viața lui. Dreptul de a spune eu nu l-are decât el. Deci nu avem dreptul să spunem niciodată, decât el. Deci e privilegiul de a spune eu nu l-are decât divinul. Dacă să ajungi în poziția aia, trebuie să îți pierzi eu. Dacă îți pierzi eu, nu să mai spui eu. Este așa de modest și așa de simplu și de... incredibil de smerit Dumnezeu încât nici el nu spune niciodată eu. Este jos de tot, este sclav, sclavul nostru. Păi noi ne distrăm și ne petrecem și ne plimbăm și el ține inima în funcțiune, ține celulele, respirația. El respiră, acum el respiră. Și noi zicem că corpul ăsta este al meu. Cum să fie al meu?
Singurul lucru care trebuie să facem este să retragem pretenția că noi controlăm ceva în lumea aceasta. Nimic nu controlăm. Și când înțelegi că ele în toate situațiile, atunci viața devine mult mai relaxată și ea intră în armonie de la sine. Automat intră. Am văzut, spre exemplu, din întâmplare, eu nu mă uit la posturile de sport, dar din întâmplare am nimerit pe tragere cu arc. Am fost fantastic, am fost încântat, am văzut. Și era campionatul mondial de tragere cu arc. Și era o tipă. Zicea, și acum vine campionul mondial, campioana mondial. Păi până a venit ea la podium, unde trebuia să tragă, a trecut 10 minute. M-am plictisit și eu. Deci mergea foarte, foarte încet. Când a ajuns pe podium, a luat arcul cu săgeata, s-a uitat la ținta, a întins și a întors cap. Și a dat drumul la săgeată. Deci nu s-a uitat la ținta. Îți dai seama? Deci a devenit una cu ținta. A intrat în stare profundă de liniște, ea a devenit una cu ținta și ținta și săgeata s-a dus și direct acolo. Și mai este balada lui Bhagavad Vance. Pe internet se găsește cu același fenomen cu jocul de golf. În momentul în care intri într-o stare de pace profundă, se duce mingea direct acolo. Nu e nevoie să te uiți la ea. Deci te uiți în altă parte și dacă mingea se duce direct în groapă. Nu, pacea din tine este una cu tot ceea ce există. De exemplu, de ești una cu groapa. Eu, de exemplu, nu mă mai văd de peste un an de zile. Este o absolutizare sau... Mereu vrei lucruri concrete, de tipul așa da, așa nu. Da. Lasă-ne în pace, că nu mai e nimic de obținut. Învață să nu mai împarți. E o împărțire aici. Cum e cel mai bine. Lasă-ne cum se întâmplă cel mai bine. Avem? Și la bună, deci, și la am explicat aici acum că... Nu există un nivel superior. Deci nu există un nivel superior pe care trebuie să-l atinge cum ne învață ăștia, nu. Viața așa cum este, cu pierdere, cu despărțire, cu tragedii, cu dureri, cu boli, ăsta este ultimul nivel, nu ce să obții altceva. Că e divinul care joacă acolo, joacă în toate pozițiile. Cum să zic că e mai bine să nu se întâmple nu știu ce. Păi oricum se va întâmpla, că el are un program. Deci el ia personalitatea noastră, el suportă programele care vin din spate, el creatorul universului pe care le poate șterge într-o clipă. Și el se supune programele care le avem de la strămoșii noștri ca să poată să-i ajute și pe ei din lumea de dincolo. Intră în program, în situație dificilă de viață, se confruntă cu ele, el se duce în închisoare, el se desparte, el suferă drame personale și traume, el în persoană care poate să le șteargă, ca să ajungă la cine știe ce înțelegere și profunzime, la un anumit nivel, și să ajungă în iubire. Păi pot eu să-l opresc eu să ajungă în iubire? Să zic eu că el e vinovat, că e rău, că nu e bine ce face? Păi stai puțin, că trebuie să treacă pe parcursul ăsta, să sufere acolo, are nevoie de drame respective ca să poată să ajungă să înțeleagă că de fapt nu e nimica de înțeles, nu e nimica de obținut. Nu. Ceea ce se întâmplă perfect, ne pune prea multe întrebări. De ce? Prin modalitatea asta de a ne pune întrebări, noi ne facem ego-ul. Deci prin nemulțumire, prin împărțire, noi ne facem ego. Prin absolutizare de bine, ne facem un ego. Atâta se întâmplă. Dar soluțiile sunt dincolo de ego-ul acesta. Soluțiile sunt în momentul în care renunți la ego. La avantaje, la câștig, la pierdere. Când îți cedezi binele, atunci te uni cu el. Este așa de simplu. De aia, repet, Dumnezeu este pierzător, dar nu vrea nimeni să fie pierzător. Toată lumea vrea să câștige. De ce? Ca să poată să-și facă eu. Deci tu dacă vrei să pierzi și îi lăsai pe ăia acolo așa cum erau, tu nu-ți mai crești, nu mai se trăia ego-ul. Înțelegi? Și viața intra în armonie și ai fi avut mult mai multă fericire în viață. N-ai avut fericire în viață și lucrurile nu s-au întâmplat. N-ai avut noroc în viață pentru că tu ai avut ca viața să fie cum vrei tu. Și nu se poate. Ca să fie Dumnezeu, ca să-L simți pe Dumnezeu și să intri în armonie, și orice vis să ți se împlinească, trebuie să faci ce vrea celălalt, nu ce vrei tu. Dar niciodată ce vrei tu. Asta înseamnă smerenie. Stai puțin. 10 am aflat. Ca să poți să fii una... Deci el e slugă. Dacă este slugă, trebuie să faci ce face el. El te slujește. El își lasă voia lui. El nu luptă pentru avantajele sale. El cedează. Deci el muncește tot timpul ca să te țină în viață. Fă și tu asta. Cedează-ți binele și te vei uni cu el. Așa de simplu. Deci, întotdeauna când vine o presiune din afară, nu ți impune voința ta, din contră, e momentul în care trebuie să cedezi. Este momentul în care cedești. Când ai cedat, atunci intri în armonie.
Când neplăcirea din față vine exact în momentul în care ai numai energie subtilă, adică ai prea mult tău și vine și ți-l distruge. Deci când vine presiunea din față, singura soluție e să cedezi. Deci, dar nu ești, te-ai unit cu Divinul. Așa este? Și în loc de eu, se poate spune eu, ca și țărani. Țărani zic eu, că nu, cum, în limbaj... Încearcă să te joci, să încercăm cu toții să ne jucăm și în loc de eu să spunem el. Nu, sau el. El face ceva. El din față, nu că mi-a făcut mie, ci i-a făcut lui. Deci când ai dispărut ca eu, din toate afirmații și explicații tale, ai dispărut. În clipa în care ai dispărut, nu ți se mai pare nimic a neplăcut. A dispărut neplăcerea, a dispărut suferința. A dispărut. Pe exemplu, situații dificile în care intri, să zici că el i-a făcut și a făcut lui însuși nu știu ce deranj, ce dificultate. Păi dacă și-a făcut el acolo și în toată situația, eu nu sunt. Dacă eu nu sunt, eu nu mă pot să mă supăr. Trebuie să am un eu ca să pot să pornească suferința. Altfel nu pornește suferința. Este foarte simplu, dar trebuie exersat asta, că suntem așa de obișnuiți. În limbajul nostru e polarizat. Ne-au păcălit, ne-au construit acest limbaj. Trebuie să înțelegem că ei lucrează și în continuare fac asta. Au două instituții mari în lume, care stabilesc concepte, ei ne pregătesc concepte și sunt conceptele viitoare. Ni le bag acum prin ChatGPT și prin inteligența artificială. Da? Și ne modelează creierul și ne reprogramează. Dar reprogramarea asta a fost făcută prin scripturi și este genială. Este fantastică. Ce ChatGPT, ce inteligență au știut să facă perfect programarea? Nu-ți vine să crezi. Și nu avem cum să luptăm. Păi nu se poate că în momentul în care citești o propoziție din Scriptură, în spatele ei are alte 10 alternative, ți-a băgat, accepti pe informația respectivă și ți le bagă pe la 10 pe care nu le știi. Ți le bagă ca un cal troian și ele se activează în tine și încep să lucreze în tine. Și te trezești că gândești în modul în care ei te-au pregătit, te-au făcut robot. Dar se face de mult asta și se știe foarte bine. Dacă și acum sunt tehnici de manipulare care folosesc aceste metode. Genial. Deci noi avem impresia că este ceva rău în lume și nu se poate așa ceva. Să exersăm faptul că, uite, și criminalul acela este divinul, este și trădător, este și mincinos, este și guvernantul care este împotriva ta, pentru că el e împotriva ta cu atașamentul tău. Dacă nu ai atașament de materie, nu nimerai un guvernant de tipul ăsta, că tu l-ai pus acolo. Că pui exact pe oamenii care sunt asemănători cu tine. Nu vei pune altceva, n-ai cum. Pui un om care să-ți distrugă binele. Întotdeauna vei alege, deci la alegeri nu se alege niciodată un om care să-ți facă bine. Se alege întotdeauna omul care poate să-ți distrugă cel mai mult binele, cel mai perfectă distrugere. N-a mers deloc. În momentul în care, spre exemplu, apar politici din astea în care noi zicem că ne este mai bine, îți va fi mai rău. Pentru că vei atrage suferințele din față și le dai puterea celorlalți. Le dai victoria. Foarte simplu. Alte întrebări? Nu mai e. Da, eu mă gândeam că a spus că o persoană are nevoie de lecții pentru a ajunge în iubire. Dar noi deja suntem iubire, dar nu conștientizăm, nu simțim. Asta... Practic, nu? Sigur. Noi suntem, dar nu știm că suntem. Da. Și nu știm cu putere. Adică atât de feroce suntem în această credință, că nu suntem, că trebuie să facem nu știu ce, să obținem nu știu ce, nu trebuie să obținem nimic. Noi nu știm că Divinul vine sub formă negativă. Când înțelegi acest lucru, că zice în Vechiul Testament de multe ori, de vă 7 ori spune, și apoi în cartea lui Iov zice clar, dacă accepți binele pe care vi-l dau eu, de ce nu accepți și răul pe care tot eu ți-l dau? El dă. Deci corpul ăsta fiind al lui, lumea asta fiind al lui și viața fiind al lui, nu poate să fie ceva care să nu fie al lui. Deci noi ne comportăm ca și când ar fi o lume separată. Dumnezeu ar fi la distanță. Păi cum să fie la distanță? Că tu dacă nu ar fi respirația ta, dacă nu ar ți-ar bătea inima, tu instantaneu mori. Deci fără... Sau el își retrage grația și în fața ta un om devine aer. Deci el te dizolvă imediat. Că noi în sine nu suntem decât vibrație. Vibrație foarte puternică, pe vibrație de margine. Deci în zona de margine, vibrația este grosieră, este mai înceată. Pe nivele superioare, vibrația este rapidă.
Este foarte puternică, cu viteză foarte mare. Din cauza asta, în lumea de dincolo, în zonele de vârf, nu se poate ajunge decât dacă ești umil, dacă ai vibrație în cu viteză mare. Deci umilința îți dă o vibrație înaltă, numai umilința. Ăștia în New Age zicea să te duci în sus, stimă de sine. Păi stai puțin că tu îmi iei viața, îmi iei vibrația, mă duci în ego și ego are vibrație joasă. De ce mă duci în sus? Uite-te la muzică. Au schimbat de la, nu știu cât, 473 la 444. 744, habar n-am. E mai joasă. Este vibrație joasă. Da? Și invers totul. Globurile de sus, noi, din poziția noastră, zicem că e o vibrație joasă. Seamănă foarte mult cu huruitul călugărilor din cântecele religioase. Au huruitul ăla. Așa sunt sunetele acolo. Ei cântă un fel de imn de slavă adusă lui Dumnezeu, dar cântă în veșnicie, că ziceam, eu când ăștia cântă tot timpul. Nu au altă treabă decât să cânte. Și cântă slavă lui Dumnezeu. Deci toată creația, să știi că dacă apare divinul, știi cum tot ceea ce există se înclină în fața lui. Numai noi nu ne înclinăm. Omul nu se înclină, dar creația se înclină în fața lui și îl recunoaște ca stăpân. Soarele, aerul, totul se înclină, imediat se înclină. Blocurile s-au înclinat, copacii s-au înclinat toate. Deci îl recunosc de stăpân. Și numai noi nu reușim să facem lucrul ăsta, pentru că nu-l acceptăm sub formă negativă. Noi ne separăm din el prin divizare. Când zicem așa, da, așa, nu, când absolutizăm un bine și în clipa respectivă ne facem un idol, când am făcut un idol l-am despărțit de el. Și când ne despărțim de divin, trebuie să vină să ne distrugă idolii, că Dumnezeu zice, pe mine nu mă interesează, nu puneți idol deasupra mea, pentru că nu se poate, pentru că lumea este secundară. Ceea ce secundar nu poate să fie primordial. Dacă puneți idol, vi distrug. Și asta se întâmplă. Și cum rămân stăpânii lumii acolo sus? Tot timpul îți dă idol. Te divizează, divide timpera. Deci, în momentul în care te-a divizat, chem forțele cerului, chem pe Dumnezeu să vină să distrugă idoli și face asta automat. E un mecanism cu auto-întreținere, atâta timp cât te vei fixa de idoli, vei căuta alți idoli. Și tot timpul nu ești din bucla asta, ești prins în bucla asta și ești prizonier. Da, ăsta este matrixul. Și ca să scapi de matrix trebuie să faci invers decât îți zic idoli, să faci pe dos. Da? Să nu faci ceea ce face toată lumea. Tot ceea ce zici tu că este foarte bine, nu e bine, invers. Și mereu să dai semne, noi discutam la Viorelia, nu? Despre să depinde ce etichete pui la lucru, spre exemplu, să nu zici lapte acru, că este un tipar. Să zici lapte stricat sau lapte împuțit, să ieși din normă. Sau să te îmbraci pe dos, îți iei maieul pe dos, îți iei ciorapii pe dos. Da? Dacă poți să ai curajul să iei niște haine mai, nu așa de grozave, la fel îți purifici sufletul, pentru că ești din normă. Noi suntem priși în niște tipare, întotdeauna ne luăm după ce zic ceilalți. S-au făcut niște experiențe și am discutat experiențele lui Douglas Moore din psihologie și acolo se vede foarte clar că chiar dacă este evident că liniuțele, 9 liniuțe erau cum trebuie, iar liniuța cea mai mică era mică, dar pentru că 9 persoane a zis că aia cea mică e cea mai mare, al 10-lea om a zis ca ceilalți. Deci el a încălcat adevărul. Așa se întâmplă întotdeauna. Omul nu cercetează adevărul, ci întotdeauna se ia după ceilalți. Asta e o metodă care este folosită la manipulare. Se merge pe mase și masele întotdeauna, ele sunt modelabile ca plastilina. Întotdeauna se ia după unii, după alții și contează ce tipare le introduce acolo. Efectul de turnă. Da, se ia unul după altul. Deci pe om nu-l interesează niciodată adevărul, nu-l interesează Dumnezeu. Îl interesează să intre, să nu fie criticat. Ce imagine au ceilalți față de el? Asta îi interesează. Imaginea. Adevărul nu-l interesează. Dumnezeu nu-l interesează. Și din cauza asta ei suferă tot timpul în viață, pentru că nu-l caută pe Dumnezeu, nu-l vor, îl resping. Pentru că Dumnezeu le aduce pierdere, nu le aduce câștig, niciodată nu aduce câștig. Până și mie, cine e nebunul să vrea să piardă? Că trebuie real să vrei să pierzi, să te duci în jos. El nu e sus, el e unde se strâng apele, el se duce în jos. Uite, toate fluviile și râurile se strâng în mare și în ocean. Unde? La nivelul zero. Deci, divinul este la nivelul zero. Este foarte... Dacă torne apă, apa se duce în jos, se duce tot mai jos. Așa se duce Dumnezeu, el se duce numai în jos. Nu o să-l vezi niciodată în sus. El este infinit de umil.
Și este forța cea mai mare. Cu cât ești mai umil, cu atât ești mai puternic. Am fost odată invitat la radio Vocea Armatei și m-a întrebat doamna de acolo, care lua interviu, hai spune mai să niște cuvinte de înțelepciune la sfârșitul emisiunii. Și am zis cuvintele vestite, dai putere și dai eu și ei putere. Și cea mai mare putere pe pământ este vulnerabilitatea. Deci când ești înfrânt cu inima, aparent noi zicem că este o rușine, dar este de fapt cea mai mare putere. Când ce-ai cedat binele, adevărul și dreptatea ta, tu te-ai întărit, sufletul s-a întărit și ai căpătat putere. Dumnezeu ce face? De ce este El puternic? Sau de toate elementele naturii, de ce se își conservă puterea? Aerul, apa, pământul, soarele își conservă puterea. De ce? Ele cedează, se jertfesc. Deci nu-și caută binele. Nimic în universul ăsta nu-și caută binele. Inima nu-și caută binele, celulele, peste 80% de energie o cedează, nu păstrează pentru ele nimic. Foarte puțin. Și noi ar trebui să luăm, este fantastic, este raportul de aur 80-20. Deci jertfa noastră, la fel, nu mănânci, te jertfești. Jertfa trebuie să fie mai mare decât satisfacțiile simțurilor. Și atunci vei trăi. Pentru că faci ceea ce face Dumnezeu. Dumnezeu, în momentul în care se sacrifică pe sine, puterea lui crește. Este așa de simplu. Iar dacă vrei să omori o populație întreagă, le dai bunăstare. Le dai bunăstare, e omorât. Bunăstare ucide. Pentru că îți ia energie, pentru că te pune să prioritizezi ceea ce este secundar. Asta este tehnica. Și pui materia pe primul plan și tu nu ești materie. Și atunci ai tăiat legătura cu Dumnezeu și trebuie să vină Dumnezeu din față, sub formă de necazuri, neplăceri, durere și boli și te doboară la pământ. Te doboară ca să salveze viața. Dar El poate să te scoată din planul fizic, pentru că pentru El materia poate să moară, corpul poate să moară ca să supraviețuiască sufletul. Deci El va face în așa fel întotdeauna ca tu să pierzi. Să înțelegem că toate pierderile vin de la El în momentul în care noi ne căutăm bine. Și mai periculos lucru în lume este să-ți cauți binele. E nenorocire. Când ți-ai căutat bine, va trebui să intri în mecanisme de autodistrugere și uite-te, spre exemplu, apropo de slăbit. În momentul în care te restrângi și mănânci mai puțin, spre exemplu, pornesc toate operațiile astea de refacere al organismului și autofagia plus acel mecanism cu celulele stem de întinerire. Pornește întineria. De ce nu se duce nimeni? S-a făcut o experiență, li s-a spus unui grup de oameni că dacă mănâncă mai puțină mâncare, vor crește durata de viață cu 25 de ani. Și au început experimentul, maxim 3 luni de zile au reușit să reziste, să mănânce mai puțin, 3 luni de zile, mai mult nu. Deci chiar dacă le spui că vor câștiga 25 de ani, tot nu vor. Deci omul este ca cel cu muieții spre smeții, știi? Să muieți, nu să mănânc, mergem la spânzălătare. Așa face. Nu vrea. Poți să spui tu că va câștiga 25 de ani, nu va vrea. O chestie interesantă acum. Simțiți mirosul aici. Da. Simțiți un miros. Da. Continuă. Da. Despre ce vorbim? Parcă au pus un generator aici, mirosul. Aici este un generator, eu simt atât. Nu, dar nu știu, miroase a cea coptătură, cea... Zic, domnule, te pun miroase aici, de ajunge să te adorm, efectiv. Cum? Eu sunt ăsta, nu am zis așa cum mai mult, tot spus. Dar zic așa, de nu așa cum dă diavolul, știi? Hai, altă întrebare. Totuși, vreau precizare. Dacă totuși noi când venim cu un destin și cu un număr de ani, atunci, dacă noi respectăm ce ai spus și câștigăm ani de viață... Nu facem altceva decât să cădem, să nu ne opunem destinului pe care ni l-a construit Dumnezeu. Atâta facem. Dar destinul care ni l-a pregătit El nu înseamnă un destin fericit. Poate să însemne un destin nefericit. Deci noi atâta nu amplificăm, nu ducem într-o stare mai periculoasă destinul care deja ni l-a pregătit. Atâta se poate face. Deci, practic, nu câștigăm ani. Câștigăm, cum să zic eu, nu ne lovește, nu ne distruge și câștigăm ani. Că ne-ar distruge. Deci, dacă ne distruge, nu mai câștigăm ani. Dar, ne distrugându-ne, facem toată perioada aia pregătită pentru noi. Înțelegi? N-ați avut niciodată sentimentul următor, că a trecut, domnule, a trecut, parcă ar fi trecut o jumătate de oră și a trecut de fapt mai 5 minute, dacă ați văzut pe ceas. Sau în alte momente, când zici că
A, numai 5 minute trecut, știu, și de fapt a trecut o jumătate de oră, exact pe 20. Doamne, așa se depinde de percepție. Atunci, acum, ce înseamnă viață? Viață. Pe viață înseamnă, de fapt, aici e vorba de viață și de aia. E o chestie de percepție, nu e o chestie de materializare. Nu e nimic material. În momentul când zice câștigi ani de viață, deci din punctul meu de vedere, vii și trăiești... De fapt câștigi viață. Ești setat pe, nu știu, 60 de ani, deci 70 de ani. Și tu, respectând toate lucrurile astea, câștigi ani de viață. Adică tu ajungi să trăiești până la 80 de ani. În ideea că crezi că ești un eu separat. Dar dacă îți pierzi eul acesta, îți poți face durata întreagă cât ai fost tu pregătit, 130-150 de ani. Dar pentru că nu facem lucrul ăsta, noi funcționăm cu un eu, eul ăsta își va dori plăceri și pierdem din... Da, și dacă ieșim din eul ăsta și da. Facem ceea ce... Da. Să ieșim din simțuri, din cele 5 simțuri prin care noi, practic, intrăm în bine, rău și îmi place, nu-mi place... Nu mai raportăm la eu, la mine. Da, nu ne mai raportăm și atunci... Face durata întreagă. Facem durata, adică putem schimba... Nu, dar și schimba asta era în plan. Aia, bine... Deci puterea ta de a te desprinde de eu și această putere era în destinul stabilit de tine. A, am înțeles. Deci noi nu putem să gândim în sistemul în care gândește el, deci lucrurile deja sunt pregătite, dar și orice acțiune care crede că este a noastră, nu este a noastră și tot a lui este și era tot acolo. Exact ce ne-a spus domnul Marius în 626. Destinul fiecărui om nu poți nici tu să-l schimbi și să intervii peste și nici altcineva peste ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine de mult. Da, dacă ceva schimbi și ai credința că ai putut să faci ceva, nici aia n-ai făcut-o tu. Păi nu, da. Dar voie cumva să... Dacă... Și tu percepi că trăiești mai mult. Percepem că sunt datorită calităților mele și înțelegerile mele am putut să schimb ceva. Nu e. Nu puteți spune nimic despre nimic, nu rămâne decât tăcerea. Spun. Dacă tu, în propoziția pe care le spui, urmărești să închei propoziția întotdeauna cu inversul, adică să nu zici că nu mai e așa, deci să zici că și inversul e adevărat, îți spun că în următoarele propoziții nu a putut să spui nimic. S-a terminat. S-a închis discuția. Deci când iei mereu inversul, nu mai vezi nimic rău. Când nu mai vezi nimic rău, exteriorul nu mai poate să te lovească, că trebuie să ai un eu ca să te lovească. Să zici că nu mai așa sunt. Dar dacă nu mai zici că sunt numai așa, că zici că zici că este și așa și invers, atunci intră în armonie. Deci ar fi frumos să încercați să aplicați chestia asta. Deci când mergi cu mașina, spre exemplu, și știi că urmează să te duci undeva unde e aglomerație, să zici că este bine așa și este bine și invers. Intrat în neutralitate, deci este... Deci dacă și dacă da, e aglomerat stare... și dacă da. Nu stai calea... Intri într-o stație, într-o stare... Am făcut eu asta la București. Da? Da. Și? Pe centură, deci de la intrarea din București, dinspre noi, dinspre Dinor, ne-am dus în Dragonul Roșu și ne-am dus pe centura Bucureștiului. Și știți că pe centură sunt tot rotunde din astea, ieșiri. Sensuri, așa. Și la un moment dat a fost foarte aglomerat și mergeam cu 10 la oră, mult spus, și noi trebuia să ajungem la o anumită oră la întâlnirea cu Marius. Și avea foarte puțin timp de a ajunge la Dragon și am zis, asta este, dacă ajungem bine, dacă nu ne întoarcem înapoi. Ei bine, și că e aglomerat, deja Flavius începea să se agite că nu ajungem la Dragon, că nu ajungem la întâlnirea cu Marius și eu am început să inversez. Și la un moment dat, parcă cineva ar fi dat toate mașinile alea din fața noastră și la un moment dat am fost doar noi pe șoseaua respectivă. Și am ajuns foarte repede. Asta s-a întâmplat și de la Dragon până la destinația unde noi avem întâlnirea. Deci se poate. Deci, da, se poate pentru că eu am... De ce nu facem asta tot timpul? De ce nu facem asta tot timpul? Mi-amintesc că asta am pățit și eu la venirea la Șinca Vechi.
nu știu cum o întrebare, de ce nu reușim? Asta vedeam să-mi spună. Păi nu reușim din moment ce ai eu ăla și te agiți și cu sentimentul cât e agitația de mult în tine, atât e agitația din fața ta da, și din jurul tău. Da, și în momentul când eu am adus argumente și am inversat situații, adică nu știu dacă, nu eu am inversat, dar mental am făcut-o. Am făcut-o pentru că știam din școală lucrurile astea și am vrut să văd dacă funcționează. Și chiar a funcționat. Deci, pur și simplu s-a eliberat. Și încă o situație care mai este cu mine și cu Flavius. Flavius e foarte calm, e liniștit, dar la volan, dacă cumva iese cineva în față, reacționează. Și cum reacționează? Uită și pe prostul ăsta. Nu jură, nu, dar îl face prost. Și eu tot timpul știu că e intervenție și într-un fel nu intervenție pentru că și el e în școală și el știe cheile școlii. Și ziceam către el, știi că dacă reacționezi, s-ar putea ca următorul să-ți vină cu, cu o viteză mult mai încet în fața ta și să te ducă și mai încet decât te duci acum. Și ajungem în Oradea, în intersecție, și taie cineva calea, la care zice, a, bun, ok. Am înțeles. Și vreo 10 mașini în fața noastră la semafor și el ce a zis? A, stați voi, uite cum stau proștii ăștia la semafor, eu fac la dreapta, fac la stânga și ies în fața lor. Până ei trec la semafor, eu am ieșit în fața lor. Și ghicești ce s-a întâmplat? Pe o străduță unde circulă, ei cu sens unic, doar o singură mașină, în fața lui a apărut o mașină care nu făcea la dreapta, unde ar fi vrut Flaviu să facă, a făcut la stânga. Au trecut toți cei de la poștii de la semafor și noi tot acolo eram. Și Flaviu era tot era țâțuit și zice și acum ce trebuie să fac? Ai avut 3 secunde să-și ceri, adică nu să-și ceri, care să ai conștientizarea că i-ai făcut prost, că uite ce prost ai ajuns tu. Au fost așa niște chestii care la noi foarte multe s-au și circulăm și da, deci poate, dar am avut și lucruri, adică ni s-au întâmplat foarte faine lucruri. Acum în vacanță, de exemplu, eu de 9 ani sunt cu Flavius, suntem căsătoriți și la Flavius îi place în Grecia. Deci, deși era și eu și el cu România, n-am ieșit din țară niciunul până când am fost împreună. Și de vreo 3 ani, cam așa, doream să-mi cumpăr un scaun pliant, albastru, să-mi aduc aminte de mare, să stau eu foarte bine relaxată, cu picioarele întinse, zic ce așa stau atât de mult în picioare. Și cred că scaunul ăla costa vreo 40-45 de euro, nu știu exact, că niciodată n-am intrat să văd cât e scaunul. Și Flavius zice, lasă că luăm data viitoare când venim. Și așa au trecut 3 ani, tot data viitoare, toată data viitoare. Și acum în vacanță, lângă noi, era o familie de nemți, o soție. Mi-am dat seama că liniștea din mine și din Flavius și armonia care a fost între noi doi, ne arătau cei doi nemți cât armonie și liniște este între ei doi. În afară că ne-am salutat cu bună dimineața și cu bună seara,
Flaviu știe și engleza și germana. Eu nu știu numai rusa și franceza, eu n-aveam cum să comunic cu ei decât în limba mea. Totuși le făceam cu mâna, îi salutam, ei pe noi la fel. Deci n-am schimbat două vorbe cu ei. Vineri, când am, era ziua să plecăm spre casă, au plecat și ei. Ei cu ceva mai repede ca și noi. Și la un moment dat am ieșit pe balcon și îmi iese domnul pe balcon cu un scaun împachetat albastru și mă întreabă dacă eu îl primesc de la el. Cadou? Cadou, acel scaun împachetat. Deci scaunul care eu mi-l doresc de ceva ani, dar ce a făcut înainte. Și la Flavius îi place pepenele, el își cumpără pepene și îi place pepenele și a zis să stau un moment, să nu închid ușa și a venit cu un pepene la Flavius. Și a zis, asta e pentru tine și asta e pentru soțul tău. Atât am înțeles eu din toată engleza, așa. Și fiecăruia i-a dat ce da, dorește. Da, exact ce ne-am dorit. Dar ce am făcut? Înainte cu o zi ne-am întâlnit cu o prietenă româncă care lucrează și ea în Lefkada de câțiva ani și i-am dus produse de acasă, produse de-a noastre, românești. Sarmale, slănină, ce-am știut eu că îi place ei și știam că mănâncă cu pofta și mânca cu noi pe plajă, plus că noi, de când suntem împreună, până nu am ajuns la școală, la Școala Iubirii, noi nu ne-am dus la all-inclusiv, ultra all-inclusiv, noi am dormit în mașină o noapte, cât am mers 1550 de kilometri peste noapte, n-am dormit la hotel, am dormit în mașină, ne-am cumpărat o burete și am dormit amândoi ca și cum am dormit în pat sau în hotel. Nu mergem la restaurant, deci nu mâncăm la restaurant, ne gătim noi. Pe plajă nu mâncăm la taverne, mergem cu lada frigorifică. Deci restrângerea asta am făcut-o și până la școală și mai mult de când suntem la școală. Și am luat cadouri la fete, am avut disponibil la mine 100 de euro și din cei 100 de euro am luat cadouri la fete. Flavius are o fată care e căsătorită, iar eu am o fată care stă cu un băiat și eu nu pot să iau cadou doar la două fete pentru că sunt și doi băieți. Am luat cadouri la toți patru. Și am rămas cu 35 de euro și fata asta din Grecia zice, mergem la magazin, la magazinul chinezesc. Acolo e mai ieftin și să vedem ce ne găsim. Și eu când am intrat în magazin, eu sunt cu Inu și am găsit o bluză foarte frumoasă de in, costa fix 35 de euro. Și zice, Flavius, da, dacă ți-o place, ia-te. Și eu, în secunda aia mi-a venit în minte, nu-mi place mie, ce-ți place ție. Și am știut că la Flavius îi place peștele și am zis, nu, eu renunț la bluza asta pentru tine să mănânci pește și de seară mergem să mănânci un pește. Și mi-am luat gândul. Și la masă îmi spune Flavius, Anca, e atât de bun peștele ăsta că îmi dau lacrimile. Atât e de bun la peștele ăsta. Deci am simțit o bucurie imensă. Și ca a doua zi să primesc scaunul care mi l-am dorit în fiecare vacanță și Flavius pepenele roșu care îl mănâncă aproape zilnic în sine. Deci și n-am făcut mare lucru. Deci uite că Dumnezeu vine prin oameni care, la care doar le dai bună ziua sau nu te aștepți.
Și atunci când nu te aștepți ca să ți se dea, să-i faci un favor omului să vină cu același favor. Din alții care vine Dumnezeu prin altcineva care îți îndeplinește dorința. Altă mărturisire, mulțumim frumos! Mulțumesc. Cine mai are povești? M-am dus la șinca veche. Ce s-a întâmplat? Am plecat din Cluj și s-a întâmplat ceva la bifurcația de la Turda, că n-am luat-o spre Alba, că am luat-o invers, pe Târgu Mureș. Și nu m-am trezit în Târgu Mureș, nu mi-am dat seama că... Și când am fost acolo, m-a întrebat, a zis, păi trebuie să te duci înapoi în Turda ca să mergi pe autostradă. Numai dacă alegi națională. Habar n-am cum am ajuns. Habar n-am, nu mergea GPS-ul, nu cunoșteam nimic, m-am trezit prin Sighișoara, pe nu știu unde, fix la 12. Țin minte că doamna Maria a ieșit la balcon și cu Emil. Și chiar atunci, la 12, am intrat în curte unde eram cazați. Dar nu știu cum am ajuns. Pur și simplu, nu știu. Am zis, ok, că dacă ajung, dacă nu, mă duc înapoi acasă. Și așa... Dar au fost și când am plecat din Germania și am zis, la ora 9 de seara, eu sunt acasă. Nu mi-a arătat Dumnezeu că nu ești la 9 acasă. Că am stat 3 ore în Ungaria pe autostradă și am ajuns la 12. Deci nimic nu se poate... Programa să zice că uite asta face oricea. Exact pe dosile, da. Mulțumim. Hai să vedem, Claudia, ce mai povestești, ce mai faci tu? Cum? Cu cine te mai bați tu? Cu cine te mai lupți? Cu ego. Cine mai povestești? Să vă povestești cea mai recentă experiență. Da. Zilele trecute a fost cheile grotului, acțiune de strângere de peturi din cheile respective. Și a fost cu colegii mei de la școală și era un traseu destul de dificil în care noi mergeam prin apă, erau pietre, erau foarte multe pesturi, fiecare aduna, vinam în saci de plastic și la un moment dat am mers până în capătul cheilor. Și trebuia de acolo să ducem până unde era zona cea de colectare. Ideea foarte interesantă, adică eu eram propriul meu observator în ceea ce privește ego-ul meu. Și la un moment dat, organizatorul a zis, fiecare ia câte, femeile ia câte un sac și bărbații doi saci de peturi ca să le ducem în față. Și am zis, da, putem să luăm chiar doi saci, fiind foarte ușor sacii respectivi. Și colega mea, Adina, a zis, eu iau un singur sac, adică nu iau doi saci. Și atunci, instant am intrat în ego și am zis, da, de ce? Toată lumea ia doi saci, adică restul de femei iau doi saci și Adina ia un singur sac. Și instant am și schimbat, adică mi-am dat seama că sunt în ego, am verbalizat că, uite, acum ego-ul lui Claudia era îndreptat înspre Adina. Și știam că îmi vine penalizarea, pentru că eu intrasem în ego și penalizarea mea a venit prin două căzături. Deci imediat am căzut și am zis, ok, nu s-a întâmplat nimic. Adică lumea stătea așa, vai, ai căzut, ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat nimic, dar zic, totul e în regulă. Și pentru că am lăsat aspectul acesta, eu mă observam în continuare. Adică eram așa și îmi spunea mie, cum adică mă interesează pe mine de ce Adina duce un sac și de ce nu duce doi saci. Și la un moment dat a venit Iacob, a luat un sac de la mine, deci m-am trezit și eu că duceam un sac.
și la un moment dat trebuia să urcăm așa o pantă cu saci respectiv. Și pentru că a fost înăsarea aceea totală și am conștientizat că sunt într-un ego, vreau să vă spun că totul s-a schimbat. Deci în momentul în care m-am lăsat, dar nu m-a mai interesat cine, când s-a, nu mai contabilizam cine ce saci duce, a venit un alt domn din grup și mi-a luat sacul și mi-a urcat tot dealul acela. Și s-a schimbat instant, adică și-am văzut tot, adică mi-am văzut ego-ul, mi-am văzut penalizările prin două căzături pe care le-am făcut și am văzut că în momentul în care am fost în lăsare de sine s-a schimbat tot. Dar prin faptul că venea Dumnezeu și s-a schimbat tot contextul. Da. Asta era ultima experiență și... Și acum mi s-a... și Adina care zicea că nu duce doi saci după lăsarea aceasta, vreau să vă spun că, urmă, am făcut un traseu cu ea, că noi tot căram saci, duceam saci. Și la un moment dat, în momentul în care eu m-am lăsat și nu mai aveam nicio judecată, nicio critică față de ea, ea a început să ducă câte doi saci. Știți? Adică s-a schimbat absolut tot. Situația de viață. Da, 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 da. Și mi-am dat seama că așa se schimbă în fiecare moment al vieții noastre. Deci noi suntem cei care putem să alegem să facem schimbă. Deci noi ne creăm practic realitate. Cum? Noi ne creăm practic realitate. Da, și dacă nu alegem, noi fiind conștienți, probabil că ne constrânge viața. Deci asta e ultima experiență care am avut. Alta mai este? Interesantă? Da, de exemplu, cu băiatul meu am tot felul de experiențe foarte interesante și mi-am dat seama atâta timp cât sunt în control. Deci dacă vreau să controlez, de exemplu, că vine târziu acasă noaptea și eu încep să întreb o mântă așa, dar de ce ai venit la ora asta, n-ai putea să vii mai devreme așa, atunci el vine tot mai spre dimineață. Și am schimbat aspectul ăsta și am zis, oricum el e ghidat de divin. Adică ce treabă am eu aici să intervin? Și am observat că în momentul în care el nu mai intervin, el vine mai devreme. Și știa că vine în tabără și a venit mult mai devreme acasă. Și mi-a spus, te rog să mă trezești dimineața când mergi în tabără. Adică în contextul în care eram în lăsare, nu. Am zis, eu mă pun la somn, mă pregătesc de tabără și așa mai departe. Dar am dat seama că noi nu putem face absolut nimic. Asta numai mintea noastră sau ego nostru crede că am putea să facem ceva. Și în momentul în care ne lăsăm, atunci lucrurile vin cumva în favoarea noastră. Dar întotdeauna, adică dacă noi ne lăsăm, e o surpriză foarte mare ce se întâmplă. Dar dacă noi vrem cu încrâncenare ceva, întotdeauna primim inversul. Și la mine era foarte clar pentru că am deja experiența asta așa, dacă am absolutizat, de exemplu, familia ideală, am absolutizat, nu știu, că copiii trebuie să aibă o anumită școală sau o facultate sau așa, copilul meu mi-a zis, face, tu vrei să controlezi tot, că așa, dar e foarte regulă să nici la școală. Și întotdeauna cam astea sunt experiențele care vin și care ne vin pe invers. Adică depinde de noi. E foarte interesant. Sunt foarte multe aspecte care le-am experimentat în anii aceștia. Inclusiv la muncă. Că eu, când eram în binarii, tot timpul mă plângeam de ce se întâmplă la mine la muncă. Acum, în funcție de cum sunt eu și care e starea mea, totul s-a schimbat și acolo. Și pot să zic că de multe ori funcționează, eu nu știu cum funcționează la mine la servici, cumva parcă Dumnezeu ghidează tot procesul ăla de producție. Adică fără nicio intervenție. Și în momentul în care eu eram în foarte mare încrâncenare și vreau să fie lucrurile cum sunt, cum vreau eu, ieșau pe invers toate. Și aveam momentele alea care mi se strigau cuptoare sau așa ceva, nu mi s-a mai stricat nimic în ultima perioadă. Și e foarte bine dacă mi se și strică, e foarte bine dacă mi se și strică,
Ne-am dat seama, domnul Marius, că pe cât suntem de buni, atâta suntem și de răi. Și atunci tot timpul unesc opustele. Și acum mi-am mai amintit o altă experiență. Eu judecam foarte tare persoanele care se tatuează, dacă aveau tatuaje. Adică aveam fixația asta să nu se tatueze copiii. Și într-o zi în care eram cu doamnele la școala Iubirii, cu niște doamne pensionare cu care tot dezbatem învățătorii de astea, am ieșit de acolo și pe strada mea, pe stradă, în fața mea apare exact o domnișoară foarte tatuată, cu niște capete pe aici, peste tot. Și în momentul ăla, eu am și zis, e foarte bine că este tatuată, e perfect, că e bine și așa, și așa. Pentru că știam că dacă nu intru imediat într-o acceptare, îmi vine pe invers. Și asta era luni și marți seara mă sună prietena băiatului meu și zice, îmi zice, să știți că băiatul dumneavoastră vrea să se tatueze, dar era cu el. Au pus pe spică, face vrea să-și facă un tatuaj și era foarte urât. Și mi-am adus aminte de tatuajul pe care îl văzusem o zi înainte. Și am zis, da, foarte rapid ne vine acum. Pentru că noi am ajuns să înțelegem niște lucruri posibil mai mult ca înainte. Cred că și înainte ne vedeam, dar ne veneau aceste lucruri, dar nu le observam. Și acum observăm că vin imediat. Da. Și foarte bine dacă vrea să se tatueze și foarte bine dacă nu vrea să se tatueze, știți? Și, și atunci, tot timpul, dacă unești opusele astea și nu mergi numai într-o direcție, am observat că se echilibrează. Da? Adică pentru mine e foarte important, dar instant când vine câte o idee, dacă pot, de cele mai multe ori fac asta. Sunt și momente în care nu reușesc să fac asta. Și pe Școala Iubirii, de exemplu, mie mi-au venit foarte mari provocări. Pentru că noi am ajuns la Școala Iubirii, credem că am înțeles, ego-ul nostru crede că am înțeles foarte multe lucruri și fix pe niște credințe din astea ale minții și fix peste ale vin. Că noi știm mai mult, că am înțeles mai mult și atunci automat îți vine pe invers să cumva să te îngenuncheze. Știți? Dar e o experiență foarte frumoasă și care ajută foarte mult. Și cred că te poți mai ajuta. Marius. Da. Ce mai povestești? Ce mai face Bogdan? Bogdan, bine. Tot la facultate, nu? Altă variantă. Tot la facultate? Da. Bravo. Urmează, în vacanță. Bravo. Tu ai avut ceva experiențe? Nu, ceva. Mai multe? Ieșit din cont. A, nu, ceva neobișnuit. Da. Nu înțeles. Bun, atunci. Ajută-ne, Valentina. Ce vrei tu? Ziceați că ați discutat seara și ați ajuns la o concluzie foarte urâtă, foarte neplăcută, azi noapte. Ați zis că v-ați certat noaptea. Ați vorbit în contradictoriu. Ați fost nemulțumită. Nu. Nu? De ce? Nu am avut astfel de discuții. Nu? N-ați putut? Nu am găsit nimic în conflict. Bă, dacă nu ați încercat? Păi, conflictul este ceva normal care îl văd în față. Nu te mai deranjează. Și nu simt conflict. Simt că e o suferință acolo și că pentru mine cel care atacă simt că are nevoie de iubirea mea. Și eu am acolo, în acel moment. Deci ai putere să cedezi adevărul tău, dreptatea ta? Nu am dreptate în fața celuilalt. Întotdeauna cealaltă are dreptate? Nu e important dacă are sau nu. Dar dacă el o dorește, consider că nu câștig nimic dacă eu iau.
dar dacă eu las, poate face fericit și va învăța din asta. Sau dacă nu m-a învățat la fel. Dar am mult de învățat de acolo. Te lași ușor în fântă? Da, îmi lași foarte ușor în fântă. Și dacă... Înainte luptai pentru adevărul tău? E un exercițiu foarte vechi. Având multe angajate femei, întotdeauna le-am văzut chinuite. N-am știut că egoul este cel care ne înfrânge. Și îmi cerea foarte mult sfaturile. Și dintotdeauna ziceam că starea mea care în fața atacului este de fericire, că în timp mi-a arătat că e o stare de fericire, în moment e grea, dar imediat la vorba de un minut e o stare de fericire și îi trimit iubirea aia acolo, că nu știu că e iubire, dar ceva care mă leagă de persoana aia e ceva frumos. Și întotdeauna le spuneam că nu au de ce să lupte cu cineva când pierd sau dacă cineva le stârnește o pierdere. Și trăiam asta și trăiesc de multe ori și nu văd o pierdere atunci când pierd în fața celuilalt. Văd ceva care urmează o fericire. Ce starea de după e ceva care nu o pot valora în câștig sau pierdere sau în dreptate. Nu este cuvânt la starea aia. E grea la început, în primele secunde, dar imediat se transformă. Și e ca și cum am trecut în alt spațiu. Nu te mai supără nimic? Chiar dacă e o secundă ceva care nu-mi convine, simt secunda următoare că dacă e vorba de celălalt, simt totdeauna că celălalt are o suferință. Iar dacă eu aș lupta cu el, i-aș crea și mai mare suferință. Și că eu n-am venit în lumea asta pentru lucrul ăsta. Dar tu nu simți că celălalt te atacă cu ceva din tine? Deci da. Nu este de vină cu nimic. Da. Poate să fie și faptul ăsta. Poți să îți dai seama poți să dai seama ce lovește din tine? Poți să îți dai seama ce lovește din tine? Ce creează situația neplăcută care vine din față? Uh-huh. Îți poți da seama? Ne putem da seama? Da, am mers la... cum o cheamă? M-am dus și am vorbit cu ea și am întrebat ce a deranjat, ca să înțeleg unde a fost un lapsus, dacă l-am avut sau nu contează, să înțeleg cât de cât ceva. Și niciuna n-am înțeles nimic, dar că s-au manifestat niște stări de care am avut nevoie. Și cred că în fiecare moment se manifestă niște stări care ne arată ceva. Și m-ai uitat și tu să înțeleg și... Da, sunt în noi lucruri care tot timpul ele încearcă să... Eu de obicei stric înțelegerea, nu o ajut. Nu știu să o ajut, doar stric. Mm-hmm. Bun, hai să vedem, Maria. De mult n-ai mai spus experiențele tale. Ce experiențe mai ai avut? Ciudate. Întotdeauna le ascultam cu mare interes și chestiile la cu perele seamănă cu pepenii și cu, da, și cu scaunul. Cu multe altele, când îmi doream câte ceva și nu aveam cu ce sau amânam, atunci întotdeauna venea cineva și le aducea la ușă. Foarte multe din acestea. Acum, în prezent, nu-mi fac nicio grijă. Dumnezeu mă reglează din câte un pic, câte un pic, dacă un pic trec măsura, omul de dinainte nu plătește și mă bucur și de aia, că eu am depus o muncă și mă și încearcă. Că am făcut cum spui tu și am zis, pentru tine, Doamne, este masajul acesta. Și atunci când eu zice, ia să văd dacă e pentru mine. Și pleacă și uită să-mi plătească. Și pe mine mă bucur, deci nu mă râs.
Și zic, da, e cadou pentru tine, Doamne. Nici nu trebuie, a fost perfect așa, că nu mai plătești. Și îți mai plătește? Câteodată uită. De obicei uită. I-a pus Dumnezeu vol pe ochi să nu mă plătească. Nu merta să fiu plătit atunci. Da. Sau altă dată, acceptând acea pierdere, deci noi de pierdere avem nevoie și suntem într-o poziție foarte bună atunci când pierdem, pentru că atunci ne încărcăm, ne crește sufletul. Apropo și cu Maria mai devreme, că noi ne-am trezit să-ți dăm niște variante pe care tu să ți le rezolvi, că de fapt astea erau întrebările tale, eu ce fac acum? Ca să nu mai pierzi și ca să se rezolvi problema cu casa, cu fata care nu-ți plătește chiria. Și am observat că noi, în loc să-i arătăm că este în poziția sau suntem în poziția cea mai bună, cea mai benefică pentru sufletul nostru atunci când mergem pe pierdere și să ne bucurăm, dar noi vrem să le retoarăm. Cum să o fac pe fată să nu plătească chiria? Și a fost din partea noastră niște intervenții și eu am intervenit un pic și încercam să-ți arătăm că tu ești Sfânta, cum spuneai tu Sfânta Sfântelor și trebuie să mergi într-un nu, este perfect ceea ce faci, mergi înainte așa, asta este calea cea mai bună și mai perfectă. Să pierzi. Adică să nu plătească. Nu este prima dată. Dacă nu aveai pretenții, îți plătea, dar dacă ai pretenții, nu mai ce să fac? Deci mă bucur și când nu-mi plătește omul și atunci când mă bucur, vine altcineva și îmi dă dublu. Și plătește și pentru omul ăla. Și pentru omul acela, deci este... Dar trebuie să avem siguranță că până la urmă se rezolvă oricum altfel. Oricum în altă parte și tot... Da. Tot același lucru. Da. Observ cum reglează în acel desfășurător, foarte frumos se vede la mine, cum reglează Dumnezeu când instant observ că ai vrea altfel să se aranjeze oamenii acolo, pe ședințe, și instant îți dai seama, dar lasă că e bine și așa. Și atunci, după o oră, îi mișcă frate pe toți, cele două persoane nu mai vin ca să-mi creeze ceea ce eu observasem că m-ar deranja și vin în același oră. Iau o pauză, mă odihnesc, pun ăsta pe silence, sunt patru mesaje. Cele două care aparent mă deranja, mă încurcau un pic în program, au dispărut, nu mai vroiau, și alte două persoane care erau exact până după o dată așa cum aș fi vrut eu. Și am zis, lasă, doamne, e bine și așa. Când creează un pic de disconfort, e bine și așa, înseamnă că trebuie să fac ceva, trebuie să înțelegi. Deci tot timpul nu fac griji, sunt reglată la timp, la zi, la secundă de Dumnezeu și le accept pe toate. Mă bucur tare mult și când pierd și când câștig. Viața ta cum este acum? Mai relaxată? Mai frumoasă? Este mai relaxată. Am ajuns și în faza în care și nu e așa o mare de non-dualitate. Când m-am trezit că priveam așa și nu mai vedeam lucruri și că era ca o lumină, altfel de lumină decât asta naturală așa și nu mai înțelegeam sensul de ce trebuie să mă mai ridic din pat și să mai mișc, să mai fac ceva. Nu mai avea rost. Ziceam, nu mai venea nici să mănânc, nici să mai iau nimica și e o plictiseală. E o plictiseală. Și atunci am zis acea formulă care o mai spui tu câteodată, că ce făcut și gamă. Mi-ai dat o zi de bine, ai dat de mine și atunci mă bagă din nou în circuit. Și mai mă folosesc de regulă și mai fac. Nu știu, mă duc și mănânc ceva. Și atunci am revin în caruselul vieții. Și neplăceri mai ai? Nu mai am neplăceri. Nu, că îmi plac toate. Îmi spune toate. Deci dacă ne place tot ce se întâmplă, pentru că vine de la el, nu ne mai deranjează nimic. Nu, da. Și mai vine nimic neplăcut spre noi, că nu mai are ce să vină, că nu are ce să scadă. În momentul în care, în acea situație neplăcută pe care tu îl vezi pe Dumnezeu acolo, apare o bucurie. Deci mă bucur și spun, te văd. Asta mi-e dată. Și mă bucur la acel necaz, să zic, acea situație neplăcută. Ce frumos.
Da. Mulțumim. Raul, de obicei văd că ai tendința să te duci în extreme și să exagerezi. Cum ai putea, cum crezi că ai putea tu să te echilibrezi? Trecând prin extreme, că altfel... Și apoi mergem la Florin. Că altfel cred că nu se poate, decât trecând prin extremele astea, că de multe ori am absolutizat multe chestii și acum mi-am dat seama înainte de tabără că ego-ul meu zicea, hai să te restrângi ca să dai bine în fața celorlalți. Adică nu cumva să ieși din tiparele respective. Și cumva de asta m-am apucat acum toate emoțiile, toate astea nu mă interesează că oricum. Ai prea mult bine, ai nevoie de angajare să lucrezi și să te confrunți cu viața, ai nevoie de încercări și de greutăți. Păi de asta, de acolo. Du-te acolo, du-te pe tu. Ego are frica să fie umilit. E umilit. Lasă că... Înjosit. Termină facultatea și vedem, discutăm. Și de asta cred că e așa, mă prea mult bine. Deci tu trebuie să cauți greutățile, să te cauți cu lumânarea. Mai mult decât oricare om ai nevoie de greutăți, să te confrunți cu el. Tu ești făcut pe turație maximă, mare. Adică aproape am impresia că nicio greutate nu să fie suficientă pentru tine ca să te facă echilibra. Deci ai o putere foarte mare de restrângere și tu ai nevoie de greutăți în care să-ți încerci aceste, că ele te încarcă cu energie. Da. Altfel poți să decazi, mergi până la sinucidere tu. Păi am avut, nu-i așa? Am avut gânduri de sinucid, da. Se poate depresie. Să întreb ceva pe Raul? Sigur. Simt să întreb ceva. Raul, cum te simți faptul că, uite, noi toți te vedem pe tine ca că ești tânăr, ca ducând școala iubirii mai departe? Adică cum resimți lucrul acesta? Nu știu, poate m-am gândit într-un fel sau altul că l-ați văzut doar pe Raul ăla bun. Dar pe Raul ăla pe minus nu l-ați văzut. Dar e bun și ăla pe minus. Nu așa am înțeles? Păi și că plus pe minus tot Dumnezeu e. Da, dar nu știu în ce măsură se acceptă Dumnezeu pe minus. Nu. Noi suntem obișnuiți că societatea zice să stai la calculator este un lucru rău, că nu știu ce să... Nu este nimic rău. Să intri în situații conflictuale, asta este cel mai mare bine posibil, pentru că ele te modelează, greutățile te înalță, îți dau înțelepciune, cum să fugi de ele? Nu-i nimic rău. Ei, m-am stat la calculator mult. Și... Foarte bine. Ce să mai... Nu mai văd greșit. Foarte bine. Și mă mai lupt cu aia acolo câteodată. Așa. Mai las de la mine. Mai este când s-a atacat și pe jocuri mă las. Se schimbă lucrurile. Nu mai vreau. Este când vreau să câștig la jocuri și pierd. Mă nervez, dau cu pumnul în scaun. Ești un om dintr-o bucată. Ești un om dintr-o bucată. Da. Caută-ți sensul vieții tale, du-te acolo și viața te va modela și îți va da împliniri. Că tu turezi pe nivele foarte înalte și ai nevoie de greutăți pe care să le depășești, să le învingi, că ai toate puterile să faci lucrul ăsta, mai mult decât oricare alt om. Da, am observat că sunt așa, adică de mic am fost foarte ambițios ca să fac, ca să, cumva să nu mă las bătut. Hai să te văd. Dar așa, după ce am înaintat un pic în vârstă și ăsta, nu știu, parcă m-am lăsat prea moale. M-am adâncit în comoditatea asta. Probabil că ai avut nevoie fel. Ca să poți să vezi și prea multă lenevire. A fost nevoie de ea. E bună și de lenevia. Da, m-am vinovățat mult înainte, când eram leneș. Nu e nimic al rău. Până când am înțeles că Dumnezeu e și leneș. E tot timpul leneș. Și tot timpul aveam tendința, băi, să fac ceva. Deci să mă duc în experiență, să mă angajez. Când voiam să mă angajez, pac, o piedică ego-ul. Și mă ținea acolo. Deci nu știu, parcă era ceva foarte greu să ieși din comoditatea aia. Mi se părea ceva parcă imposibil. M-a încercat maxim. Da. Florin, ce sfaturi ai dat lui? Cum îl vezi? Pe... Să spun. Ce ai spus? Hai spune. Să meargă să ștergă facultatea, să intre în materie ca să aibă experiențele de care... Acum, cu toate cunoștințele pe care le deține, cu tot ce se știe despre această lume a lui, din acest punct de vedere să acționeze el în această lume. Adică cu tot ceea ce cunoaște să pună în aplicare în viața lui de zi cu zi. Pentru că poate
să aibă parte de experiențe foarte benefice în ce-l privește. Dar trebuie neapărat să termină școală. Deci el are un avans cam de 40-50 de ani față de... Deci da. Noi la o vârstă mare am ajuns la această înțelegere și tu deja o ai. Deci tu peste 40-50 de ani ar trebui să fii foarte echilibrat. Și foarte îngăduitor, înțelegător. Nu știu, mult bine ai putea să faci. Da, uite, de exemplu, în binare mi era ușor să mă vulnerabilizez, să intru, să dau cărțile pe față, dar aici nu. Și am zis, hai să o facem și aici, cu toate fricile, cu toate emoțiile, asta e. Mă cuprind, dăm cărțile pe față. Dar noi toți avem așteptări de la tine, Raul. Ce părere ai de asta? Așteptări în ce context? Păi uite, toată lumea zice, termină facultatea, atunci școala iubirii mai departe. Ești o speranță pentru noi. Ești o speranță. Da, ești o speranță. Și mă face să fac pe dos, nu? Nu dormim toate nimica, Raul. Uite, te-am pus în capul minte, acolo, ești în mijloc. Camera 4. Nu să fii fost de acolo ultimul, nu? Florentina, ce îi spune tu lui Raul? N-are nevoie de nimic decât să lase plăcerile și să experimenteze inversul plăcerile lui. Caută plăcerile el? Da, nu e comoditate, e plăcere. E excitație de plăcere acolo. Deci idolii îl excită? Așa văd eu, așa simt eu. Ce idol ai tu? Ce idol are el de să excite? E plăcere, e o plăcere, multă plăcere. Dramatismul ăsta, exigența asta. Exigența este un idol. Da. Idolul plăcerii. Acum care e? Dogma este un idol. Da. E și dogma, da. Preluat de la bunică, că ea era cu biserică. Deci radical. Radical, da. Eram foarte radical. Și se poate să iasă din radicalism? Eu nu cred că îl putem da vreun sfat să facă materie sau să meargă la muncă, dar el știe că Dumnezeu îi va spune ce inversul, ce îi place. Păi deja a ales jocurile de pe calculator care au distrus dogma. Păi dacă el a spus că a luat un examen imposibil doar mergând la strâng niște gunoaie, atunci el are în el răspunsul la ce trebuie să facă, pe inversul plăcerii lui. Corect. Păi și atunci când mi-a venit să merg la facultate, mi-a sucit gândul. Eu am zis că nu mă mai duc, gata. Și m-am trezit brusc într-o zi, că mi-a luat mințile și m-am dus la facultate. Deci așa se întâmplă. Nu avem niciun control asupra asta, avem tendința asta mereu să credem că avem vreun control. Că de fapt Divinul mișcă tot. Viorel, acum îl vezi pe Raul, ce îi spune tu? Deși tot timpul am văzut că alege greul cumva și am apreciat cât de mult restrângere făcea și se lupta. E ca un călugă. Da. L-a mai surprins și cum se ajuta primul, căuta primul să stea jos, fără să-și dea seama. Adică poate că era dintr-o oboseală, că și statul te obosește foarte tare, adică statul ăsta și comoditatea te descarcă cel mai tare de energie. Da. Și apar tot fel de gânduri negative, pesimism, știi? Da. Și deși tu zici că Dumnezeu sau, mă rog, noi absolutizăm uneori ceea ce spui tu, Marius, că dacă zici Dumnezeu e și leneș, fii leneș, sau nu mânca, când exagerezi, când exagerezi în muncă, ai nevoie de lene. Da. Când ești prea leneș, ai nevoie de muncă. Deci, așa am spus întotdeauna. Deci eu am exagerat cu lene. Da, dar și acum, recent, astăzi ai exagerat, deci ai tendința asta de exagerare. Am mâncat, am greșit, am mâncat mai mult. Se programează. El dacă mănâncă un imediat îmi vine un gând, deci când mănânc mai mult, imediat îmi apare gând suferință. Deci asta îmi rulează în cap, suferință. E o suferință psihologică la tine pe care ți-o crezi în absolutizarea. Ai mâncat un dulce, deja la tine a intrat în funcțiune programul, gata, urmează să mi se întâmple ceva rău. Te folosești de școala iubirii ca să faci idol și să obții suferință. Intră în vinovăție, în fie te simți vinovat. Mă simțeam în trecut, da, mult.
Da, din moment ce ți-i auto din stările astea, înseamnă deci că vin emoții și emoțiile lasă... Da. Mai este acolo ceva. Încă te simți vinovat dacă spui că am mâncat și de la mâncare aia din stările astea. Deci tot timpul, adică nu tot timpul, dar ai în afară vină. Pe ce? Pe mâncare. Deci mâncarea îți dă starea. Nu. Mintea îți dă starea. Gândul. Gândul ăla care parcă îți dă starea, gândul ăla te face să te simți și vinovat și... Și ce dacă ai mâncat? Nu tu ai mâncat, Raul. A mâncat Dumnezeu. Din Raul. Și mai ales, cred că sunt și etape în viață, totuși. Adică Raul este atât de tânăr. Deci a venit planeta asta să experimenteze și să treacă prin, nu știu, în primă fază, trebuie și ego-ul ăla cumva, ca să intri în acțiune, trebuie cumva să îl crești, nu? Că el te mișcă. Da. Până ajunge ca și mine... Vierea, sufletul n-are vârstă. Raul e tânăr. Sufletul Raul probabil e... Bătrân. Da. Mai bătrân decât noi. Mai bătrân decât noi toți la un loc, probabil. Dacă la vârsta asta a ajuns să fie așa. Da. Că la vârsta asta la care el îi e în școala iubirii și cum e și Daniela, că și ea e tânără. Sau Bogdan. Și Andreea sau Bogdan. Sunt deja suflete cu multă experiență, poate ca și noi toți la un loc. Deci, dar vreau să zic că are nevoie și de energie, adică să mănânce, da. Să nu se învinovățească că a mâncat ceva dulce. Dacă ai mâncat prea mult, a te restrânge necesar. Dar dacă te restrângi prea mult, a mânca e necesar. Da. Exact. Daniela, ce îi spune tu lui? Cum îl vezi tu pe? Păi zis lui, poate, dar noi nu știm. Dar spune încă o dată. Păi să auzim și noi că nu știm. Se pună pe treabă, dacă ceamează. Să muncească. Și după aceea? Dar acum noi toți îl obligăm să facă inversul. Inversul a ceea ce îl programăm. Acum noi îl programăm pe Raul să faci inversul. Deci Raul, nu munci. Nu munca. Raul, nu lucra. Nu s-a fac și-o poate. Eu cred că trebuie să-mi rezistim. Sunteți minunați toți, voi uvezi. Să emoționat. Dacă ești aici... Deci, Raul, știi că ești un an mai mare ca și fata mea. Și ceea ce îți spun ție acum, îi spun aceleași lucruri și la fața mea, pentru că voi sunteți generații foarte evoluate din punct de vedere spiritual, dar voi folosiți toată evoluția asta autodestructiv. Deci, efectiv, voi vă pedesiți voi pe voi. Autosabotezi. Da, vă autosabotați, deși aveți capacități foarte mari. Pentru că în momentul când stai de vorbă cu eu la 50 de ani, cu tine de 25 și exact așa e cu a mea de 24, știu că îi din mine, dar îs surprinsă de ceea ce, cum gândiți voi și mă regăsesc în ceea ce eu aș fi vrut să fiu cândva ca voi. Și vă adevărului că sunteți puturoși. Puturoși! Nu puturoși, amnioși! Deci e generația asta care, măi, dar bine, e tot Dumnezeu acolo care, dacă eu sunt muncitoare, un Dumnezeu care muncesc, perfect! Avem Dumnezei puturoși și acceptăm așa cum îs. Și ca să nu te programezi, nici eu, stai, Raul, nu munci.
Nu fă școală, ei, că n-ai ce să faci cu ea, spun eu. Generația lor echilibrează, scuză-mă, generația lor echilibrează generațiile noastre, da, care au muncit, numai dacă nu munceai din greu, numai așa era bine. Da. Și nu, ei nu sunt o generație de angajați, ci de... Întreținut. Și ei pot să facă mulți bani, deci ar putea să facă mulți bani prin... nu prin munca fizică, cum am fost noi învățați. Prin inteligența lor. Prin inteligența lor. Dar nu-și găsesc calea. N-au încrederea că au potențialul ăsta. Pentru că suntem noi în urma lor și noi ce știm să le arătăm? Bă, dă-i cu sapa. Du-te la muncă, mă. 8 ore, stai acolo. Raul, da? Muncește din greu. Nu funcționează. Și îți va face pe dos. Normal. Îl îndrepți la buncă și de fapt îl îndrepți pe lene. Mă trimitea și tata și mama. Strigau pe mine. Băi, ce faci, mă, nu lucrezi? Uite, ai 25 de ani, ce stai acasă. Trebuie să-ți fie greu. Uite, îți oferă de lucru și tu nu vrei. Uite, aici o mamă care ascultă de copil. Fii atent. Vezi mâinile mele? Pilotul din avion mă vede. Mă vezi? Da. Știi cine a făcut lucrul ăsta? Cine? Cine zici tu? Dacă vorbeam de copii. Dumnezeu. Prin fata mea. Și accept și vin și mă prezint aici în fața tuturor cu mâinile astea. Deci și pilot, cred că și Dumnezeu al lui Dumnezeu mă vede cât îți... Și mulțumesc. Nici mie nu mi-e rușine cu asta. Pentru că i-am spus să facă ceea ce îi place și de la Marius știu, copilul, nu du-te la facultate, nu du-te și lucrează 8 ore, că ea tot timpul îmi spune, eu nu pot să fiu slugă 8 ore pe zi la cineva care se lăfăie în bani. Nu acceptă. Nu acceptă. Dacă tu ai făcut lucrul ăsta și îl faci în continuare, fă-l. Dar nu mă poți obliga pe mine să fac lucrul ăsta. Și atunci am spus, fă ce-ți place, fă ce vrei. Și uite, înainte de tabără, mi-a spus, vreau să experimentez pe tine. Și știu că în tabără trebuie să fim țico-țoco, adică ca la carte. Și eu vin cu niște unghii, mic așa. A, unghiile ni le arătai, că mi le-a făcut Dumnezeu. Le poartă Dumnezeu unghiile astea. Și mie e gata. A, ți-a făcut unghiile. Da, Dumnezeu mi-a făcut unghiile culoarea asta și Dumnezeu... Păi, nici lumea nu se-a apriat. Arcuța, cred că a devenit o obișnuință chestia asta să vedem cu unghii. Pentru că eu efectiv n-am observat ce mi-a arătat. Păi, dar nici n-am observat. Nu, nu, nu. Păi, aia să spună după aceea, dar el așa lucrează. Și i-am spus să facă ce-i place atunci. Fă ce-ți place. Bun, nu vrei 8 ore, nu vrei să faci facultate, nu vrei să faci asta bine, acum știu care, cum, de ce n-a făcut facultate, de ce nu lucrează, de ce n-are energie, de ce are anxietate, de ce are atacuri de panică. Deci stai liniștit, că suntem generația asta... Majoritatea, să știu. Toți! Nu chiar toți, dar majoritatea sunteți așa. Hai să întrebăm pe Daniela ceva. Ce mai faci? Cum este cu cursurile care le ai, cu proiectele pe care le ai? Unde s-a ajuns? Ai un grup de spiritualitate în care promovezi ideile Școlii Iubirii? Cum se comportă oamenii? Cum înțeleg? Care sunt perspectivele? Ce s-a mai întâmplat? Păi cu copilași o să facem un atelier de vară și la sugestia noastră am pus pictură și actorie, pentru pe care nu l-am mai avut până acum. Bravo! Și e foarte interesant că din anii trecuți, unde aveam foarte mulți copii în tabără pentru că dormeam acolo, anul ăsta m-am confruntat așa cu o lipsă de interes. Și în momentul prezent, deși anul trecut în perioada asta aveam deja 50 și ceva înscriși, acum am 22.
Și motivația lor a fost că nu dormim acolo. Și am înțeles, mă, voi vreți să scăpați de părinți. Și se pare că da. Da, copilul tinde și are o dorință foarte mare de a se scoate din vibrația părinților. Independență. Da. Da. Și să facă ce vrea, să simtă... Da. Și da, sunt o generație mai leneșă, într-adevăr, pentru că părinții au fost foarte harnici. Mm-hmm. Și părinții au făcut case mari și părinții au două mașini parcate. Și sunt obligați să fie mea, da. Deși și eu și fratele meu suntem foarte harnici. Eu am o problemă că poate prea mult mi-am luat pe cap și prea multe sunt, dar explicația e că părinții au prea mult și copilul vine să echilibreze și își bagă piciorul în tot. Deci voi ne-ați făcut așa. Părinților! Ce sunt cu copilul și aveți și pretenții? Noi de acum la club. Nu mai fac nimic. Dacă le spui aceste lucruri care se discută în școală, ce înțeleg? Copiii nu înțeleg. Copiii mai ușor, părinții mai greu. Aole. Da. De ce nu înțeleg părinții? Sunt formați deja și sunt... Că și-ar pierde casele, probabil. Păi sunt formați. Sunt deja formați și nu mai pot să intervii. Și copiii? Copiii sunt foarte receptivi. Aplică? Copiii chiar aplică, dau în bară. Nu le iese, adolescenții în special, ei au foarte mult energie, tumult acolo în ei. Ei o dau în bară, dar nu renunță. Ce frumos! Nu renunță. Ce frumos! Peste ani de zile o să vină să-ți mulțumească. Nu trebuie, dar... Să va întâmpla, dacă zici că nu trebuie, înseamnă că se va întâmpla. Bine răscat oricum, Doamne fi lăudat că e bine. Ce alte activități ai cu ei? Deci actorie? O să facem pictură, o să... Art terapie, terapie prin artă. Da. Și ce facem acum din două în două, sâmbete, asta știți, curățenie în parc. Ah, ce frumos, ia uite. Da, ne-a inspirat Raul. Jocuri pe campus. Să mergi și tu cu Raul. De ce nu mergi cu copiii? Raul, de ce nu mergi cu copiii să vorbești cu ei, să le explici despre... Ce ai făcut tu, cum ai făcut tu? Nu știu, n-am mai să zic. Și se îmbracă frumos și merg în parc. Păi da, răspuns. Să le faci un tricou. Da, uite, cu școala iubirii. Cu școala iubirii. Da, o să lucrez și asta. Eu sunt și cu licența, acum o să-mi dau licența. După ce după licență? Am mai multe. Uh-huh. Ce alte proiecte ai de viitor? Alte proiecte... N-ar fi. Tabere faci cu ei. De la anul iar reiau taberele pentru plecăm. Foarte frumos. De anul ăsta nu am avut energie cu altele. Și cum îi înveți ideile în școală de cum îi... Noi am făcut câteva lecții. Da. Special pe ego și cu sufletul. Da. Și... Ce e sufletul, ce e ego? Da, da. Coloana aia de caracteristici. Și ei se pună inversul. Și... Da. Le place? Păi nu le place, e lecția pe care ei o detestă, nu o detestă, dar le spun, băi, asta nu vă place, da, nu le place. Că trebuie să zică ce face ego. Și trebuie să-și pună la sută, așa e lecția. E ego, am luat din cărțile noastre, și trebuie să pună ei la sută. Cât la sută fac ei treaba asta, din viața de zi cu zi. Și vă dați seama că sunt 80, 90, și după aia le adunăm. Și vedem câte ego le iese. Facem cu sufletul, care trebuie să facem opusul. După facem procentajul la suflet și ei se văd. Și ego-ul e cât casa. Mamă. Atunci ce facem? Hai să micșorăm. Ca să uite, dacă vrei să fii fericit, să micșorezi. Adolescenții mâncați o dată pe zi sau aveți o zi de post pe săptămână. Vai ce frumos! Și le dau indicați, le dau sugestii. Sugestii, da. Copiii încearcă. Mergi acasă, scoți hainele din dulap care nu le mai porți. Cred că este prima inițiativă la nivel mondial, n-am auzit niciodată așa ceva, să poți să ai, de fapt, un after school asta, nu? Da, după școală vin ei, dar nu stau la mine decât o oră și un pic. Dar nu este vorba de lecții. Tu, de fapt, le completezi educația, nu? Sau... Sufletul. Că nu este lecție la școală cu sufletul. Cum îi atragi și ce le spui? Veniți la mine pentru ce? Nu atrag. Nu, de ce vin la tine? De ce? Părinții, de ce? Recomandare. A, dar de ce îi aduc la tine? Ca să vezi? Păi, îi văd o salvare la mine. Am dar înțeles. Eu le spun că nu este.
Și imediat după întâlnirea cu copilul, cer întâlnirea cu părintele. Părintele care nu vine la întâlnire, refuz copilul. Pentru că dacă părintele nu înțelege niște aspecte, la întâlnirea respectivă recomand cărțile noastre și ale lui Razarel, deci în asta cred, și în voi cred foarte mult și pun părintele la treabă. Și când îmi scrie că, oh, nu e ok cu copilul, că uite ce mai face, ați citit? Ce ați aplicat? Din la ultima noastră întâlnire și atunci tace, că nu mai are ce. Ai obținut rezultate? Da, am, da. Ai făcut un fel de standard, o împărțire a excelenței, adică copiii care au atins cel mai bine standardele de realizare, de împlinire, da, de înțelegere. Sunt, sunt câțiva mai vechi, sunt doi, și se primei, Șerban și Maria, care vor fi trainer deja în atelierul de vară. Bravo. Și îi plătesc. Super, că asta vrea să întreb următoarea și au întrebare. 15 ani fiecare, nu au sunt în clasa nouă. Fantastic. Și ei sunt cei mai vechi și ei chiar, chiar se străduiesc și... ce aplică. Deci o să ai urmași. N-am copii, dar ei vor fi. Ce frumos. Cum crezi că o să faci atelierul de actorie? Va veni o doamnă actor de la Palatul Copiilor din Oradea și cred că o studentă de la actorie. Ce frumos. Care e foarte bine pentru că ei sunt foarte entuziasmați să facă, să se implice și așa, când te stabilizezi în aceste activități și vei vedea care sunt direcțiile, ai intenția să extinzi sistemul, modelul acesta și în alte orașe din România, București, pe exemplu, sau alte orașe mari? Dacă aș avea oameni, dar deocamdată n-am intenția asta. Eu am ieșit dintr-o echipă foarte mare. Eu am ieșit acum mulți ani dintr-o echipă foarte mare care s-a extins într-adevăr. Și nu pot duce, cel puțin valorile alea nu le pot duce. Eu de-aia am și ieșit pentru că valorile nu mai corespundeau. Se merge pe un sistem foarte puternic de a face, de a câștiga bani, să facturăm la cât mai multe lume și eu la un moment dat n-am mai rezistat, n-am mai putut și am zis eu nu pot să fac asta. Deci nu construiesc suflete, ci... Da, deci se mergea deja, am dat tot ce făceam, facturam și făceam contract, facturam și făceam contract, pentru că eu sunt și jurist la prima facultate. Și atunci am zis nu pot. Deci eu nu mai stăteam cu copii în birou, eu stăteam... pe bandă rulantă, numai să vină, nu. Și am ieșit din echipă și am pornit eu așa cu câți am avut, 10 copii, singur, iar de la început. Ce frumos! Alte planuri ai, ți-ai gândit, alte... Avem acum Țețchia, avem acolo o comunitate, o școală de rom din Țețchia și de Crăciun am făcut o activitate, copiii și-au adunat toate lucrurile, jucăriile, hainele. La părinții mei s-a strâns o curte întreagă. Fantastic. Le-am sortat, am stat în frig 3 ore acolo, le-am sortat pe vârste și le-am dus. Unde? Le-am pus în remorcă și le-am dus la Țețchia, în colonia de rom. În colonia de rom, ce frumos! Și asta am făcut și acum de Paște și asta se pare că va fi o tradiție. Mai strângeți gunoi și altă activitate de... Nu mai. Deocamdată nu. Deocamdată nu, că eu nu pot. Nu mai ai timp. Nu pot duce. Nu poți duce. Mai este frumos cu plantat copaci, chestiile astea? Sunt care se ocupă, sunt câteva aveți. Care fac deja treaba asta și nu e nevoie să vii peste ei. Ce o să fac este un domn în scaun de rotile, undeva în Oradea, care dă masa săracilor, cumva. Și dă o masă, nu mai știu, pe zi sau sâmbătă și vin oamenii și am zis că duc copiii să ajute la bucătărie. Super! Asta ar mai fi. Sau poți să faci o colaborare cu Crucea Roșie, părintele Iulian care a fost aici la noi, este în Crucea Roșie din București și are diferite activități de ajutorare. Se duce, ia mâncare, duce la oamenii străzi, chestii acestea, știi? Și asta se poate face cu copiii. Aș prefera să o facem noi de noi, nu prin Crucea Roșie. Prin altă... Dacă cercetați un pic de Crucea Roșie... Eu am înțeles, dar puteți să faceți voi o Crucea Roșie. Da. Mai mici, nu așa de cunoscuți. Mai mici, exact. Ca o inima roșie, de ce cruci? Uite, idee frumoasă. Inima roșie. Mai bine spus. Mulțumim. Are program în spate cruci. Păi da, are program. Păi da, de aia zic că nu ne-am băgat în ceva ce nu... Dar piesa de tatu este foarte frumos. Da. Puteți face și filme, să le registrați, să faceți un canal în care copiii să joace piesele de teatru. Da.
e o idee, dar acum pornim factoria să vedem cum... O să le placă foarte mult. Da, să leagă. Super. Ce mai este? Dans, nu mai știu. Ăla dans se activează alte... Alte idei, am înțeles. Cum a însemnat promovare la nivel național, ceea ce face Daniela? Nu, da, nu, da, nu. Crezi că n-ai găsit în țară cel puțin 10 persoane care fac la fel ca tine? Care ar face la fel ca tine? Sau ea care fac acum? Nu, îi pregătește ea. Nu, nu. Îi pregătește ea de acum. Copiii de 15 ani să ajungă să facă asta. Cu siguranță. Fina noastră de ăsta, care și ea cu Erasmus. Bine, acum are Erasmus în cap, da? Da, exact aceeași energie ce o văd la tine, o văd la ea. Deci dacă ar fi să răstoarne munți, mâine s-ar apuca să fac asta pentru copii. Da, pentru copii. Pentru corect. Și îți garantez că 10 puține persoane care fac acest lucru în țară și nu se știe una de alta. Și am numai un exemplu. Dacă domnul Marius vorbește cu... la Antena 3. Cu doamna Voicu. Cu doamna Voicu. Nu așa ca o scânteie. O trimitem la tine, vrei? Nu, serios, dar mai pe bună dacă nu. Vrei, trebuie să... Deci e vorba de creație, ceva, da? E vorba de a crea. Adică e vorba cum să ne punem în slujba lui Dumnezeu ca să ne placă Dumnezeu mai mult pentru ceea ce facem pentru El, da? Păi, cum putem avea? Care sunt posibilitățile care le vedem în ideal de noi? Doar acestea. O vorbă. O vorbă aici, o vorbă dincolo. Asta. Și numai vezi că cresc lucrurile. Nu? Da. Păi dacă te promovăm, o să seară tot să facă ce faci tu. Să facă. Da. Păi o să facă. Nu a zis nimeni că trebuie să facă împreună. Dar la un moment dat poate zice, haideți să vă invităm la o întâlnire cu tatăra Inimii Roșii. Unde vă veți întâlni toate... Am așa vorbesc de asta la vârsta, la vârsta ta, la vârsta lui Raul, care ar putea să-și ia în spate ceva din lucrurile acestea, da? S-ar putea la un moment dat să vedem că așa crește inima. Tot. Roșie. Inima roșie, da. Din alea multe mici care chiar le vezi aici. Bine, noi putem să te ajutăm dacă ai nevoie de ceva. Deci există contacte, există și mulți, cred că mulți au venit ideea școală, acum. Nu, că, nu știu, poate vreodată vrei să faci o activitate și poți să ne spui Emil, am nevoie de 20 de tricouri personalizate cu mesaje, cu ce? Nu sunt cu tricou. Înțelegi? În sensul ăsta. Sau niște cărți din care să scoatem pentru nivelul copiilor, ceva mai ușor, nu greu, legat doar de suflet și facem niște broșuri. Plătim noi tipărim, ți le oferim, să le dai la copii, adică tu ne dai gen task-uri, noi le punem așa ca să nu suportul cheltuială și toate cele și le trimitem, știi? Adică putem să susținem un pic și din activitățile astea, știi? Sau, dar am nevoie de energia financiară a părinților celor pe care Daniela îi îndrumă. Să nu uiți de ea, că există mare potențial. Da. Eu știu, toți cei care, părinții care sunt în spatele acestor copii pe care Daniela îi conduce, să știi că au potențial, dar potențial au. Da. Nu sunt dintre copiii care nu au potențial. Sunt cei care au potențial. Am cerut donații, bani pentru alimentele acestea și sau... S-au concretizat foarte repede. Da, da. Eu știu ce stau în spatele acestor. Da, adică... Deci aici e vorba doar... Deci e vorba de idei, de energii, de... Nu, da, o vorbă, dacă... De canalizare. De canalizare, da. Că financiare repede vin. Nu doar de idei, ci de pus în practică. Adică dacă ea are nevoie, dacă ea are nevoie, nu trebuie să rămână singură. De ce? Pentru că o greșesc. Da, aici corect. Și atunci ea renunță. E forțată să renunțe. Deci unitate prin diversitate. Da. Gata, nu mai vreau să dau bine. Da. Nu, dau ăsta la. Stă mai bine.
Că ego-ul asta o să fac, să dea bine în față și oricum te bine. Nu mai vreau să dau bine. Nu mi-e că ești așa e cald. Și așa e zero. Adică ăla. Zero. Dar nu fii radical cu tine, că nu-i nevoie. Acum, da, am avut nevoie de asta. Raul, toată energia care o stă să explodeze în tine, folosește un caz da, în cale benefică. Da. Benefică, n-am zis bine, am zis benefică. Adică gândește-te la ceilalți. Ok, mulțumim. Haideți la masă.